Ședința preconizată pentru ora 12, privind întrunirea Comisiei de Sustenere Publică pentru evaluarea tezei doamnei Brăguță Viorica la specialitate 53101, teză cu tema valori pedagogice ale învățământului privat în Republica Moldova și România, studiu comparativ, la teoria generală a educației cu tema, pe care am anunțat-o, o declarăm deschisă. Anunțăm că ședința, în conformitate cu regulamentul și metodologia MACEC, va fi înregistrată ca probă doveditoare în sensul desfășurării ei. Mulțumesc tuturor celor prezenți. Anunț că în ședința de astăzi sunt prezenți toți membrii desemnați ai Comisiei de Sustenere Publică și, în special, domnul conducător științific, domnul doctor habilitat, profesor universitar Victor Țircun, doamna profesor universitar doctor habilitat Lidia Popoșa, domnul profesor Sorin Cristea, domnul doctor habilitat profesor universitar de Universitatea București. Domnule profesor, sunteți cu noi pe fir? Ne auziți? Da. Vă salutăm cu respect. Ne auziți? Ne vedeți? Ne auziți? Da, foarte bine, vă rog, foarte bine. Da, mulțumim. Mulțumim. Vă salutăm cu respect și vă mulțumim că sunteți cu noi în aceste demers științific important. Subsemnatul, în calitate de președinte al Comisiei, vă anunț că această teză a fost realizată în cadrul Comisiei de Îndrumare, din care a făcut parte domnul profesor universitar, doctor emeritus Sorin Cristea București, încă o dată salutări, domnul profesor, doamna profesor universitar, doctor habilitat Adriana Calo, doamna profesor Calo, știu că sunteți în rețea cu noi, aici vă salutăm și vă mulțumim pentru prezență și pentru consilierea doctorandei pe parcursul realizării acestei cercetări. De asemenea, în această comisie de îndrumare a lucrat doamna doctor habilitat profesor universitar doamna Cuznețeu Larisa și sigur că cu toate distincțiile de rigoare și toate importanțele pe care a avut-o domnul conducător științific al acestei teze, domnul Victor Țircun, doctor habilitat, conferențiar universitar, firește, aceasta a fost comisia de îndrumare. Comisia de îndrumare. Acum, în cadrul comisiei aprobate, comisiei de expertizare, care astăzi își va face datoria, sunt prezenți, așa cum am spus, doamna doctor conferențiar Alexandra Barbă-Neagră, doamna Lidia Pomulșa, doctor habilitat profesor universitar, domnul conducător științific, domnul Stircun Victor, doctor habilitat profesor universitar și, bineînțeles, subsemnatul pe care îl vedeți în calitate de președinte astăzi. Și domnul Sorin Cristea. Da, sigur că. Și domnul Sorin Cristea îl prezentăm a treia oară. Dar sper că nu se supără. Stimați membri ai comisiei, stimată prezență, vreau să vă spun că, în conformitate cu metodologia ANACEC, dosarul necesar a fi întocmit este prezent aici. L-am expertizat, l-am analizat minuțios și am constatat că sunt întrunite toate condițiile pentru a începe examinarea propriu-zisă în cadrul ședinței de astăzi a cercetării realizate de doamna Brăguță Violeta. Este lista actelor, nu este cazul probabil să le dau citire. Dacă insistă cineva, citesc, dar vă rog să mă credeți că sunt prezente toate actele. În plus, în Comisia de Susținere Publică au parvenit 8 avize realizate la rezumatul științific al cercetării doamnei Violeta Brăguță. Aceste avize sunt toate favorabile. Toate avizele apreciază, autorii avizelor, apreciază valoarea științifică, valoarea teoretică și practică a cercetării, referențialitatea acesteia în raport cu tema. O să-mi permit să dau citire autorilor acestor avize, pentru că pentru noi este foarte important. Domnul prorector al Universității din București, domnul doctor profesor universitar Lucian Ciolan, a prezentat un aviz favorabil, un aviz în care, între altele, menționează deci importanța cercetării și spune că apreciază
că se află în fața unei lucrări valoroase, care reușește să îmbine armonios și judicios, zice dumnealui, aspectele teoretice cu cele, practice. Îi mulțumim pentru aviz. De asemenea, lector universitar Oana Moșoiu, doctor în științele educației de la Universitatea de București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Științele Educației, a prezentat un aviz amplu în care apreciază calitatea rezumatului, prezentat al tezei de doctorat și consideră că teza argumentativă propusă este susținută în mod conceptual, teoretic și din punct de vedere al validării empirice prin cercetarea realizată și avizează favorabil pentru prezentarea publică această cercetare. În context, domnul profesor Gâdea Mihai, de la aceeași Universitate din București, a mai prezentat în comisie un aviz amplu, printre care, la fin de căruia, zice că asimilarea subiectivă a realității prin situaționarea învățării se manifestă prin diverse raporturi, prin și în interiorul demersului educațional pe care autoarea știe, în perspectiva competenței, a ști să cauți, să o ipostazieze fundamental. Îi mulțumim. Doamna doctor, conferențiar universitar lui Matei Trempu, care este prezent astăzi aici, îi mulțumim pentru prezență, a prezentat un aviz de asemenea, în care apreciază originalitatea tezei, apreciază rezultatele pe care doctoranta le obține și în temei se referă la modelul elaborat de doctorandă și la tehnologia pe care doctoranda o valorifică în contextul marcajului practic al cercetării. Îi mulțumim doamnei Petrencu, îi mulțumim și doamnei Cara Angela, doctor în pedagogie, conferențiar cercetător, pentru avizul favorabil în care zice că relevant este faptul că rezultatele cercetării obținute de doctorandă au fost implementate în procesul educațional din cadrul unor instituții de învățământ privat și din Chișinău și din, București. Îi mulțumim mult doamnei doctor în pedagogie, doamnei Nagrinde Dat-Pertocleb Tatiana, care este prezent astăzi aici. O salutăm și ne mulțumim pentru acest aviz prezentat în comisie. Între altele, doamna, în concluzie, menționează că cercetarea doamnei Violeta Brăcuță are o valoare științifică incontestabilă, conferită de bogata documentare științifică, de selecție axiologică și mai ales de utilizarea corectă a ideilor din literatura de specialitate. O impresionează și pe doamna doctor Ferdocleb experimentul pedagogic în temei realizat în cadrul instituțiilor private din Republica Moldova și din România. În context, îi mulțumim și domnului director al Liceului Orizont, Buiucan, domnul Minel Mucafit. Greșesc? Am citit. Mulțumesc. M-am uitat la expert. Imediat. Îi mulțumim pentru avizul favorabil, în care comentează în temei experimentul pedagogic de formare, care i-a plăcut cel mai mult, și cel de validare în temei, operează cu o analiză statistică aici și concluzionează în final, considerând cercetarea doamnei Brăguță, o cercetare cu aport științific considerabil, nu doar în comunitatea științifică, ci și în instituțiile de învățământ general, unde doamna își exercită atribuțiile profesionale. Îi mulțumim în context și domnului profesor conferențiar universitar dr. Nelu Vicu din cadrul Institutului de Științe ale Educației, care de asemenea a prezentat un aviz favorabil în care menționează că teza expertizată dezvăluie prin noutatea și originalitatea investigațiilor prezentate coerent și consecvent, prin suportul metodologic relevant și confirmat de rigoare experimentală, prin relevanța științifică, mai multe valori pe care cercetătoarea le creează. Până a oferi cuvânt doctorandei, o să rog să aibă în față ta avizul, o să vedeam eu, avizul domnului Vicol, domnul profesor Vicol, formulează și câteva sugestii, neprincipiale, dar așa spune procedura, trebuie să oferim posibilitatea doctorandei să răspundă la sugestiile pe care formulează domnul profesor Vicol. Vă rog. Da. Îi mulțumim foarte mult, domnul profesor, pentru sugestiile prețioase și răspundem că perspectiva antropologică a abordării noțiunii de valoare pedagogică se regăsește în textul tezei, în capitolul 1, pagine 20-21. Precizăm că aspectul comparativ al studiului nostru este realizat în perspectivă multiplă, pe mai multe niveluri comparative.
de o manieră intrinsecă și extrinsecă, la nivel de sisteme educaționale, de tipuri și forme de învățământ și de curriculum aplicat. În perspectiva editării unei monografii de autor, vom ține cont de inserționarea unui subcapitol care se prezinte mai amplu conceptul de competență. La această etapă am considerat că este suficient o abordare a noțiunii de competență genetică, generică și integrală în spațiul acesteia a competenței a ști să cauți, pe care, cu cunoștință, am permanentizat-o în corpusul textual al tezei pentru a prezenta ca plus valoare pedagogică. Da, mulțumim, mai aveți ceva? Acum erau câteva sugestii, da, care se refereau la 3, la dimensiunea antropologică, da, pe care dumneavoastră vedea inserționată și aspectul tratării competenței să fie mai larg. Mulțumesc pentru aceste precizări. Și acum, până a oferi cuvânt doctorandei să prezinte comunității academice din Republica Moldova și din România rezultatele cercetării domniei sale, în timp util, bineînțeles, 20-25 de minute, vă rog să permiteți să vă anunț câteva momente importante, zic eu, din parcursul profesional din CV-ul doamnei Violeta Drăguță. Se naște în 1976 în raionul Hâncești, satul Stolniceni, Republica Moldova. Urmează gimnaziul din satul natal, după care doamna face liceul pedagogic în Târgoviște, județul Dâmbovița. Apoi, între anii 1996-2000, face facultatea de psihologie și științele educației și devine licențiată în psihologie la Universitatea din București. Urmează apoi, între 2008 și 2011, facultatea de psihologie și științele educației, pedagogia învățământului primar și preșcolar la aceeași universitate. Realizează un master, deci este și magistră în științele educației, în domeniul educație presecundară, politici și strategii de dezvoltare, în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din Universitatea din București. Apoi ajunge în comunitatea științifică valoroasă a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă și între anii 2018-2021 realizează studii doctorale în cadrul Școlii Doctorale Științe ale Educației, sub conducerea domnului profesor dr. Habilitat Victor Țircun, în care se preocupă de valorile pedagogice în învățământul privat și face un studiu comparativ. Ce ar mai fi din CV-ul doamnei Brăguță? Interesant, parcursul acesta profesional, exersează în calitate de profesoară, după asta ca psiholog și actualmente mai nou este și doamna director sau manager, conform ediția 2003. Nu mai suntem manager, suntem manager. E o singură variantă. Este managerul unei instituții de învățământ din București. Dacă ar fi să mai completăm de ceva, o să aibă ocazia domnul profesor Victor Țircun ulterior să vorbească despre personalitatea doamnei doctorante. Acum oferim cuvântul doamnei Brăguță pentru a prezenta rezultatele cercetării. Vă dorim succes și așteptăm un discurs stăpânit așa și convingător. Vă mulțumesc mult de tot. Permiteți-mi încă o dată să vă salut în mod oficial. Mă stimat un profesor, coordonator științific, sper convinsă. Actualitatea și importanța problemei abordate derivă din necesitatea formării personalității elevilor aflată la baza oricărei activități pedagogice, de educație și de instruire și nu numai, susținerea normativă a învățământului privat ca factor canalizator aflat la baza procesului educațional organizat și desfășurat alternativ, dar integrat în contextul deschis al sistemului, este fundamentarea teoriilor educației, cea filozofică a lui Spinoza, prin ideea de libertate și responsabilitate prin rațiune, cea antropologică apropiată de sociologia culturii prin concepția lui Max Weber, cea istorică de cercetare și consemnarea faptelor timp într-un timp raportată și argumentată domnului Xenoclu, Petre Andrei și domnului Țircun Victor, cea sociologică care este angajată în validarea valorilor sociale, promovată de Petre Andrei, de Weber și Zamfir, dar și cea psihologică care este implicată în interiorizarea valorilor cu valență sociopedagogică, la fel prin concepția doamnei Kuznetsov, doamnei Carum, Piaget și Vygotsky. Și, în final,
teoria pedagogică necesară pentru a construi optima psihologic la nivel de ideal al personalității umane eficiente moral de Herbart, complexe de Deweyl și deschise de UNESCO. Problema cercetării se prelevează din conflictul care poate să apară între complexitatea valorilor pedagogice și acțiunile pedagogice necesare pentru a favoriza efectiv mijlocirea formării cognitiv-afective a elevilor din învățământul privat la nivel raportului 8 între valorile scop, valorile normă, valorile mijloc, în funcție de care poate fi generată plus valoarea definită în termen de competență superioară, a învățat să cauți liber, rațional și responsabil. Configurarea valorilor pedagogice în învățământul privat, pe baza unei viziuni tripartite, teleologică, normativă și praxeologică, care se determine în proiectarea și realizarea optima procesului educațional în învățământul privat, a fost scopul cercetării noastre. Cercetarea noastră debutează cu un număr de 7 obiective. În acest caz, s-a făcut o sinteză a cercetării și m-am gândit la 3 obiective. În primul obiectiv a fost definirea și analiza noțiunii de valoare pedagogică din perspectivă tripartită, valorile scop, valorile normă și valorile mijloc, abordată ca repere de analiză filozofică a valorilor pedagogice integrate în învățământul privat, atât în Republica Moldova cât și din România. Un alt obiectiv a fost elaborarea unui model al valorilor pedagogice în învățământul privat, prin care putem configura sintetic tehnologia promovării valorilor pedagogice în învățământul privat primar. Și un ultim obiectiv sintetizat, analiza premiselor dezvoltării plus valorii a ști să cauți în cadrul experimentului de constatare, în contextul implementării tehnologiei promovării valorilor pedagogice în învățământul privat primar. Noutatea și originalitatea științifică este subliniată prin valorificarea concepției spinoziene a libertății, a concepției postmoderne a integralității și a ideii de implicare a fenomenelor realității în procesul educațional, a fost argumentată liminar completarea valorilor competențe exprimate teoretic și praxeologic în educația actuală. Ipoteza cercetării după care ne-am ghidat a fost dată în procesul educațional. Valorile pedagogice sunt identificate în baza viziunii tripartite. Atunci acest fapt generează formarea plus valorii axate în mijlocit de formarea liberă și integrală a personalității elevului și a performanțelor acestuia în învățare. Primul capitol, intitulat Procesul evolutiv al conceptului de valoare pedagogică, l-am dedicat inclusiv analize și definirea acestui concept, tendințelor de dezvoltare, dar și implicarea normativă atât în sistemul de învățământ privat de Republica Moldova, cât și din România. Din punct de vedere al aspectului teoretic, am constatat că există o simetrie considerabilă referitor la definirea și abordarea din perspectivă psihologică, axiologică, filozofică, ceea ce confirmă încă o dată calitatea valorii de a fi un element fundamental al conștiinței umane. Iar din punct de vedere pedagogic, aceste valori sunt abordate din trei perspective. Valoarea ca valorile scop sau teleologice, care fundamentează finalitățile educației prin ideal, scopuri generale și obiective. Valorile norme, care ordonează educația prin axiome, legi, principii. Și valorile mijloc, praxeologice, care mijlocesc realizarea educației prin conținuturile de învățământ, prin metode didactice, metode de evaluare, forme de organizare, instruire și management educațional. Tot în acest capitol am elucidat teoria filozofică a libertății lui Spinoza, prin care am scos în evidență importanța libertății de a judeca prin intermediul rațiunii, dar totodată și a relației necesare și existente între libertate și responsabilitate și care trebuie abordată corect în toate domeniile, dar mai cu seamă în educație și în zona valorilor. În ceea ce privește tendințele de evoluție a valorilor din perspectiva pedagogiei din Republica Moldova, acestea se raportează
prin reactualizarea valorii ca modalitate de reflectare a pedagogică a realității, prin formarea personalității integrale și prin compatibilizarea valorilor, cele naționale, internaționale, culturale, interculturale, și toate acestea sunt generate de noile contexte. În Republica Moldova, problematica valorilor este abordată la nivel de concept, argumentată filozofic de către doamna Calo, doamna Cuznețov și domnul Cuslaru, dar și ca problemă specială, argumentată în termeni de praxeologie și de politica educației, de către doamna Hadârcă și domnul Guțu, și se promovează acest curent de educație pentru valori. O altă problemă care mi-a interesat a fost aceea de a identifica acele aspecte normative, așa cum ele sunt concepute la nivelul sistemului de învățământ privat, având în vedere natura fundamentală a învățământului privat ca fiind un factor catalizator sau fiind o producție educațională, la fel ca și învățământul de stat. Acest iar studiu comparativ asupra valorilor pedagogice, scop, normă și mijloc, a avut la bază două chestii fundamentale de politica educației, atât de Republica Moldova, cât și de România, așa nume Codul Educației din 2014, Legea Învățământului din România din 1995, Legea Educației Naționale din 2011. Iar la nivelul obiectivului major și al principiilor s-a observat o tangență evidentă și o omogenitate pedagogică atât la nivel normativ cât și de conținut. Încercând o privire de ansamblu asupra valorilor și a modurilor de evoluție pe un segment al cogniției, al complexității, al integralității, mi s-a oferit posibilitatea să elaborăm arhitectura unui model pedagogic. Modelul pedagogic sau platforma modelului pedagogic are la bază valori promovate de paradigme afirmate în postmodernitate. Și anume, una dintre ele fiind paradigma existențială umanistă, bazată pe valorile psihologiei și a pedagogiei umaniste promovate de către Roger și Maslow. Paradigma existențială umanistă are la bază sau promovează prin valoarea scop complexitatea persoanei educate și abordate dintr-o perspectivă globală și generează această paradigmă valoarea pedagogică cu complexitatea. O altă paradigmă care stă la baza modelului nostru este cea dialectică socio-interacționistă, care prin valorile scop și valorile normă susține valorizarea maximă a elevilor în baza unei interacțiuni dialectice și promovează un învățământ individualizat. Iar valoarea generată de această paradigmă este diferențierea. Și o altă paradigmă, numită sinergetic inventiv, pe care o știe toată lumea și o cunoaște, prin valoarea scop promovează formarea unei personalități integrale în baza unui curriculum formal, non-formal și informal. În continuare, reperul epistemologic promovat în elaborarea modelului nostru a fost cel de ideal tip al Max Weber, care are ca scop punerea în ordine a elementelor componente orientate spre aspecte calitative, către sensuri, semnificații și valori. Corelația, acest model nou pe care l-am elaborat are la bază o corelație funcțional-structurală necesară în învățământul privat dintre valoarea pedagogică, activitatea educațională și tehnologia promovării valorilor pedagogice. Valoarea pedagogică are la bază o combinare a trei componente. Valorile fundamentale general umane, care prin valorile scop și valorile normă fundamentează și ordonează activitatea educațională. Un alt aspect sunt orientările valorice ale sistemului de învățământ prin ideal, scopuri și mijloace, și iar prin calitatea valorilor mijloc, susține procesele implicate în activitatea educațională și valorile pedagogice complexe, morale, intelectuale, care sunt interiorizate subiectiv și intersubiectiv prin valorile valențe și valorile utilitate, care orientează și reperează activitatea educațională. Activitatea educațională este concepută ca o integrare a altor componente și care are drept scop obținerea unui produs calitativ în cadrul învățământului privat. Ea este raportată la idealul educațional al postmodernității, care promovează formarea personalității deschise, autonomă și integrală, prin valorificarea ideii de libertate și responsabilitate în acest context postmodern.
plus valoarea este dobândită prin integrarea cunoștințelor procedurale și teoretice care sunt susținute atitudinal și atitudinal în formarea acestei noi competențe a ce să cauți, care este raportată la principiul învățământului privat, care ordonează o realitate specifică a învățământului privat, privită ca factor de performanță și redusă la sau implicată, orientată spre formarea acestei competențe a ști să cauți. Și, în final, tehnologia promovării valorilor pedagogice în învățământul privat primar, care are scop formarea competenței a ști să cauți. Această tehnologie este bazată pe aplicarea ideii de libertate și responsabilitate în proiectarea și realizarea tuturor acțiunilor educaționale și perfecționarea raporturilor formative necesare între competența plus valoarea ști să cauți, variabile independente care susțin aptitudinal și atitudinal această libertate și responsabilitate a actorilor implicați în proiectarea și realizarea învățământului privat, domeniile de formare care dezvoltă, contribuie la dezvoltarea morală, intelectuală și estetică în cadrul unui curriculum integrat, interdisciplinar și transdisciplinar, și metodele și tehnicile de formare care valorifică libertatea și responsabilitatea de decizie la nivelul metodelor de predare, învățare, adaptate și asumate creativ, liber, rațional, responsabil în contextul specific instituțiilor școlare private. Acestea sunt aspecte care vi le-am prezentat deja. În capitolul 3, intitulat Marcajul experimental al valorilor pedagogice, acest capitol include descrierea demersului și a conținutului experimental al cercetării privind promovarea valorilor pedagogice și învățământul privat primar. Reprezintă și analiza rezultatelor implementării tehnologiei de promovare a valorilor pedagogice în învățământul privat, dar și problematica experimentală a acțiunii de formare a elevilor și, în final, validarea modelului valorilor pedagogice în învățământul privat. Acțiunile experimentale s-au realizat observând implicarea următoarelor componente ale plusvalorii a ști să cauți. A încercat să găsească singur, independent, răspuns la întrebare, la problema, la situație. A ști unde să caute rezolvarea problemei. A căuta cu interes ceea ce nu știe. Știe ce-i trebuie și caută acolo unde trebuie. A ști cum să caute mai bine. A ști de ce să caute. A căuta permanent, asidu, rezultativ. A căuta cu plăcere, cu entuziasm. A căuta intensiv și perseverent. În baza acestor acțiuni am elaborat o spirală, un model al căutării învățare, numită spirala a ști să cauți. Deci a căuta este o acțiune complexă, distinctă, intenționată, orientată spre a găsi ceva, a dobândi ceva, în cazul de față, pentru a obține niște cunoștințe bazate pe anumite dovezi. Căutarea presupune și identificarea unui fapt, a unei idei, a unei concepții, a unei strategii, cu scopul de a înțelege într-o manieră mai profundă și mai extinsă a realității studiate. Experimentul, cercetarea experimentală s-a realizat pe parcursul anului 2020-2021 în cadrul învățământului privat, atât din Republica Moldova, cât și din România, în ciclu primar, elevii implicați fiind cei din clasa 4-a. Numărul elevilor în grupul experimental a fost construit într-un număr de 79 de elevi. În faza de pretestare s-au aplicat două metode. Formularul de testare a opinii și chestionarul de sondaj. Instrumente. V-a spus doamna rector să uitați la ea. În baza variabilor independente, libertatea opinii, acțiunea pozitivă, poziționare, dorința pozițională, cunoașterea ca factor integrator. În urma analizei rezultatelor obținute, ne-a interesat valorile pe care noi le-am obținut la sentimentul de libertate în învățare, starea de bine în învățare, plăcerea de a învăța și acțiunea de căutare în învățare. Rezultatele ne-au condus la o figură grafică numită urechile feline, care, la figurat, prin forma lor, indică o stare relaxantă, dar și hotărâtă. Deci putem afirma prezumtiv că situația este una intuitiv reparabilă.
S-a constatat de asemenea rezultate insuficiente în participarea subiectelor la căutare, la capacitatea de deschidere de comunicare, acestea fiind ariile în care noi am putut să intervenim. Experimentul pedagogic de formare a fost realizat în baza tehnologiei promovării valorilor pedagogice în învățământul privat primar. Au fost impuși în experiment un număr de 46 de elevi, tot din ciclu primar, clasa 4, atât din Republica Moldova, cât și din România. Iar componenta plus valoare în formare, în prima etapă, a fost aceea de libertate, de ideea libertății, gândirii și opinii, în contextul postmodern. În domeniul de formare a fost necesitatea verbală și dorința pozițională în baza tehnicilor de formare, arborele verbal, traseul descoperirilor și partea exprimării pozitive. În a doua etapă, o altă componentă plus valoare a fost conceptul paradigmatic al personalității integrale, iar domeniul de formare a fost gândirea analitico-sintetică, gândirea creativă și învățarea conștientă, în baza tehnicilor, listele vii și tehnica învățarea conștientă. A treia etapă a componentei plus valoare a fost legătura cu realitatea în procesul educațional, iar domeniul de formare a fost învățarea situațională și formarea personalizată, în baza tehnicilor, inventarierea realității și acțiunea sigură. În etapa de verificare a dezvoltării acestei valori a ști să cauți, au fost aplicate trei instrumente, trei probe. Cercul acțiunilor, proba test cu alegere duală și eseul structurat. Iar rezultatele s-au materializat într-o creștere de la un procent de 47,8, media cea mai mare la faza de pretestare, la 69,2 după etapa de formare. Analizând grafic aceste rezultate, observăm o diferență procentuală conținută dintre subiecții din Republica Moldova și din București, în România, iar această diferență este una irelevantă, raportată de 63% la 69%. După cum putem constata, tehnologia promovării a valorilor pedagogice în învățământul privat primar este capabilă să furnizeze premise aplicative pentru a putea susține corect ipoteza conform căreia valoarea ști să cauți este o ipostază fundamentală a acțiunilor formative în favoarea personalității elevului în demersul educațional. Analiza comparativă s-a realizat la nivel de sistem și de proces, la nivel formativ acestei competențe a ști să caut, la nivel atitudinal și la nivel de perspectivă. În final, am elaborat un număr de 5 concluzii, dar sunt de o natură complexă și o să trec în revistă doar câteva dintre ele, tot așa într-un format restrâns. Reafirmarea valorilor printr-o actualizare a hermeneutică, le transformă într-un cadru referențial necesar minte aplicabile. Am constatat că a ști să cauți ca proces iterativ face posibil intervenția subiectului la orice nivel de activitate educațională. Interpretarea analitică de acestui demers un loc anum în procesul educațional. Această viziune traduce un raport între valoare și educație, unde aceasta de urmă este considerată factor de progres sociocultural și personal. Acest constructul teoretic al cercetării, modelul valorilor pedagogice în învățământul privat, fundamentează și determină specificitatea acțiunilor formative pentru fiecare entitate luată în parte, valorile scop, valorile normă și valorile mijloc și, în mod special, pentru valorile valențe și valorile utilitate, referând posibilității de evoluție până la plus valoarea pedagogică a ști să cauți prin prisma ideii de libertate în contextul postmodern, a conceptului paradigmatic al personalității integrale și a raportării la realitatea ca factor de performanță educațională. Și o ultimă concluzie, cercetarea aplicativă relevează existența unui a ști să cauți funcțional, a unei învățări active, rezultate din funcționarea unor structuri tehnologice, ce se desfășoară treptat în dezvoltarea valorilor, o dezvoltare mentală individuală, orientată spre atingerea acelei stări pe care o reprezintă finalitățile educaționale. Iar în final, pentru că există acea intenție de a extinde teza într-o altă cercetare, am constatat câteva argumente și câteva recomandări pe această cale. Modelul valorilor pedagogice în învățământul privat poate genera aplicarea lui la noi domenii, ca de exemplu, microsistemul regulilor comportamentale a elevilor, bazat pe coordonate de plus valori a ști să cauți, într-o interacțiune a elevilor cu lumea reală, în mod direct, independent și asimilat
cumulativ. Această cercetare ne oferă și posibilitatea de a elabora un ghid metodologic cum să căutăm cunoașterea. Apoi putem structura profilul funcțional valoric al instituției de învățământ privat printr-o dezechilibrare a stării anterioare și motivarea unor noi căutări, ipotezări, interpretări și argumentări. Aceste rezultate ale cercetării fac posibil de asemenea și configurarea unui instrument pedagogic pentru amplificarea valorilor, ca fiecare elev să-și poată clădi propria personalitate, să contureze formularea nucleului de valori personale, la care să adere permanent, ca scop și obiectiv educațional, refăcând continuu drumul pe care mergem. Acest instrument poate deschide mai multe perspective pentru rezolvarea problemelor legate de valori. Și aici închei. Mulțumesc mult de tot pentru atenție. Mulțumim și dumneavoastră, doamna Brăbuță, pentru o prezentare, zic eu, convingătoare. Și acum anunț runda sau etapa de întrebări și răspunsuri. Etapa de întrebări și răspunsuri atât din comisie, cât și din cadrul prezent. Are dreptul fiecare aici să pună întrebări. Vă rog, dacă îmi permiteți mai întâi să-l apelez pe domnul profesor Sorin Cristea. Domnule profesor Cristea, ne auziți? Domnule profesor Cristea, ne auziți? Da, am activat când. Deci, suntem la etapa de întrebări și răspunsuri. Dacă domnia voastră are întrebări. Da, aș avea două întrebări, pentru că eu am colaborat foarte mult cu doamna Violeta și mă bucur că acum a reușit în mare parte să-și depășească surplusul afectiv și motivațional, care câteodată poate să ne încurce și în viața de zi cu zi, nu mai zic la doctorat. Da, vă rog să formulați întrebările. Mulțumim, domnule. Da, pentru că am discutat foarte mult partea teoretică, aș pune două întrebări, să zicem, cu caracter mai practic. Să evidențieze care sunt valorile pedagogice fundamentale pe care le-a identificat și argumentat la nivelul învățământului privat în societatea contemporană. Sigur, noi avem în vedere România-Moldova, dar un cadru mai larg. Și a doua întrebare, aș vrea să încerce, nu e o întrebare simplă, să avanseze un set de aprecieri cu valoare conceptuală și normativă, cu referință la acest învățământ privat, care după o perioadă de expansiune a suferit și multe critici nedrepte, după părerea mea, și am în vedere aici și avantajele de ordin formativ, pedagogic, dar și de ordin social, psihologic. V-am pus, mai ales a doua întrebare, foarte grea, doamna Violeta, dar ca să vă stimulez. Mulțumesc pentru aceste două întrebări, domn profesor. Referitor la prima întrebare, care sunt valorile care stau la baza postmodernității, la baza procesului educațional promovat în postmodernitate. Noi aceste valori le-am evidențiat și le-am analizat în capitolul 2 al tezei, dintr-o perspectivă premodernă, modernă și postmodernă. Valorile promovate în postmodernitate erau unele magistrocentriste, care erau bazate pe centrul atenției, era cadrul didactic, procesul de predare și informația de bază. Acea epocă a promovat valorile morale și valorile intelectuale, pentru că în vicină acea epocă au existat teorii valoroase, cum ar fi al Comeniu sau al Rousseau, din păcate ele nu au fost aplicate cum trebuie sau suficient. Iar societatea premodernă promova o personalitate enciclopedică. Valorile pedagogiei moderne au fost dezvoltate în baza paradigmelor promovate și afirmate în acea perioadă, paradigmele sociocentriste și psihocentriste, care erau centrate pe cerințele elevului și pe cerințele lui psihologice, dar și pe cerințele societății, și erau promovate valorile politice, valorile economice, iar societatea și idealul educațional promova o personalitate complexă, eficientă și multilateral dezvoltată. În actualitate, în, în,
sau valorile promovate de pedagogia postmodernă sunt legate de, sunt orientate spre finalitățile educației, dar și a unei relații interdependente între, între competențe și obiectivele cu sens general. În cazul de față, noi în, în învățământul privat am promovat această competență a ști să cauți, care este concepută psihologic și sociologic ca o plusvaloare. Iar actualitatea, în postmodernitate, se promovează idealul educațional, o personalitate deschisă, liberă, autonomă și integrală. Domnule profesor, dacă, vă mulțumește, primul răspuns. Foarte bine, mulțumesc, a reușit foarte bine. A făcut plăcere și viziunea istoriei pe care ai întâlnit-o. A doua întrebare, oarecum ai răspuns la ea, dar aș vrea totuși să subliniez din interior, pentru că știu suferințele care le ai ca manager, cu problemele care te confrunți cu învățământul privat, avantajele sale formative, dar și sociale și psihologice. Și dificultățile, care, cu care te confrunți în zona asta. Referitor la învățământul privat, aspectul ăsta vă interesează, nu? În legislația de bază a ambelor țări, învățământul sau instituții de învățământ private sunt niște instituții cu caracter deschis, liber și autonom, atât din punct de vedere organizațional, dar, cât și, dar și financiar. Bineînțeles că au la bază și respectă planul cadru și programa școlară este proiectată și realizată în funcție de obiectivele generale și raportate la competențele care sunt promovate acum de Uniunea Europeană. Deci, în consecință, învățământul privat respectă curricula națională și se desfășoară într-un cadru formal, dar cu, multiple ajustări. Orientări spre informal și ajustări spre informal și non-formal. Managerii sau managementul învățământului privat insistă pe multă creativitate și pe multă inițiativă în proiectarea procesului educațional care este subordonat teleologic, normativ, praxeologic și axiologic idealul educațional. Și trebuie să știm că și să conștientizăm că nu există o rivalitate sau o competiție între învățământul privat și cel de stat public, va din contră, există o relație de complementaritate. Pentru că ele se completează. Și, într-adevăr, învățământul privat este o, alternativă metodologică inovatoare și promovează și segment, în afară de segmentul cognitiv, nu comparăm acum din învățământul de stat, dar și aspectul socioafectiv. Ele sunt, inițiativa lui ar trebui să fie văzută ca un curaj de a încerca lucruri noi și de a, experimenta într-un mod creativ superior și văzut ca un generator de strategii inovatoare aplicate în sistemul de învățământ actual. Tot timpul, eu spun din propria mea experiență, că întotdeauna am armonizat oferta educațională în funcție de standardele educaționale. Întotdeauna m-am preocupat ca să perfecționez cadrele calitativ în așa fel încât să satisfacă nevoile educatului. Am orientat sau am orientat instituția spre exterior, spre acele domenii care încă nu au fost descoperite, astfel încât copilul să poată să-și construiască singur învățarea, să-i oferă un maxim de ocazie. Totodată, învățământul privat promovează un proces de predare, învățare, evaluare inovator, într-un regim bilingv, susține un, proces de învățământ integral într-un context, sau în condiții de interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, pluridisciplinaritate. De fapt, foarte convingătoare, cred că e suficient.
Da. O să mai reluăm aceste probleme. Mulțumesc! Da, și dumneavoastră, domnule profesor Cristea, și dumneavoastră vă mulțumim mult pentru aceste două întrebări pe cât de serioase, pe atât de provocatoare în context. Mă gândeam între timp, atât atunci când răspundea pretendenta la titlul științific de doctor în științe educației, că, într-adevăr, învățământul privat este unul inovativ și poate fi unul inovativ și poate fi, de ce nu, și o concurență sănătoasă. Un pretext de concurență sănătoasă pentru învățământul public, dar doar până în punctul în care acesta riscă cumva să devină o variantă comercială. Asta ar fi unul dintre riscurile majore, totuși, în postmodernitate. Și asta și mă refer la oferta educațională. Mulțumim, domnule profesor! Stimați membrii comisiei, vă rog dacă aveți întrebări. Doamna, vă rog, doamna doctor. Stimate domn Drăguț, atunci când vorbim despre valori pedagogice în învățământul privat al Republicii Moldova și României, evident că vorbim și valorile lucrării dumneavoastră. Acum dumneavoastră veniți cu niște idei personalizate a termenilor, conceptelor. Dacă puteți să vă referiți, să utilizați așa termeni ca competență și competență superioară, cum definiți această competență superioară? Vorbiți despre valoare, dar vorbiți și despre plus valoare. Ce înțelegi dumneavoastră în plus valoare? Și după mine, care totuși ce este a ști să înveți? Este o competență sau o valoare? Că folosiți și competență și valoare. Și următoarea ar fi, vorbiți despre modelul elaborat al valorilor pedagogice în învățământul privat, realizat prin tehnologia promovării valorilor pedagogice. Spuneți-o, care este finalitatea acestui model? Bineînțeles, să definim acum o competență, este o definiție complexă, pentru că... Nu, m-ar interesa competență superioară. Asta m-ar interesa. Competență știu. Pentru că eu am plasat înainte să demarez această cercetare, m-am gândit la cele competențe promovate de UNESCO și ele se opresc la 5. A ști, a ști să faci, a ști să fii, să te fii. Și m-am analizând cerințele societății, am găsit-o ca fiind, ca să o pot plasa sub cele 5, a ști să cauți. Pentru că ea, în același timp, de ce am spus că este o competență superioară? Pentru că este în același timp o competență, o valoare scop. Pentru că promovează o personalitate inovatoare. Este și o valoare normă, pentru că se regăsește în principiul învățământului general. Dar și o valoare mijloc, pentru că ea este și o metodă de cercetare, implică problematizarea, implică analiza, sinteza. Deci este un complex de acțiuni și așa cum am spus, este o acțiune complexă. Păi ce s-ar deosebi? E că este valoarea plus valoarea. Uite, ce ați spus? Da, eu am zis că este o abordare personalizată. Pot să fiu de acord, pot să nu fiu de acord, dar este opinia dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră. De asta și este interesant această lucrare, că este diferită de tot ce este diferită, pentru că noi ieșim cumva din sfera asta atipică și noi încercăm să ieșim din clasicism, încercăm să ieșim din tradiționalism și încercăm să elaborăm sau să dezvoltăm această plus valoare care nu era promovată, deși aduce un aport semnificativ. Chiar eu am observat lucrul ăsta în cadrul, atunci când am implementat cadrul experimental. Și finalitățile care ar fi experimentul? Așa cum am elaborat acea spirală, știți să cauți, finalitatea este a găsi. Deci întotdeauna dacă cauți și ești implicat să asimilezi în toate acțiunile, procesul. Procesul implicat, acțiunile implicate în proces, atunci de săvârșire obținem ceea ce căutăm. Mulțumesc! Mulțumesc. Da. Mulțumim pentru întrebări și mulțumim pentru răspunsuri punctuale, doamna profesor. Da, am și eu întrebări. Reieșind din cele discuții de dumneavoastră, pentru că m-ați suprafat cu plus valoarea învățământului privat pe lângă învățământul de stat. Deci m-ar interesa pentru România, pentru că Republica Moldova, noi știm care ar fi motivele că învățământul privat totuși a mers mai departe prin promovarea unor alternative
care contribuie la dezvoltarea elevilor, a valorilor pedagogice și mai departe. Care ar fi la dumneavoastră în România cele motive care n-ar permite și învățământului de stat să fie tot atât de atractiv ca învățământul privat? Mulțumesc pentru întrebare. Nu știu cum să formulez în așa fel ca să nu cumva să meargă o undă în care să critic învățământul de stat, pentru că eu îl apreciez și aici nu este vorba de a critica sau de a compara cele două sisteme. Faptul că este o alternativă și în viața de zi cu zi întotdeauna trebuie să avem o alternativă, iar în om obișnuit, își pune întrebarea, caut un învățământ de calitate și dacă nu îl găsesc în învățământul de stat, unde aș putea să-l găsesc? Și atunci învățământul privat a analizat acest aspect și a încercat să aducă o plusvaloare formativă, astfel încât, într-adevăr, să conducă, de exemplu, cum este în cazul nostru, să contribuie la formarea sau la idealul, să realizeze acest ideal educațional în epoca noastră. Bineînțeles, dacă învățământul privat are în conducere niște manageri cu viziuni deschise, întotdeauna va reuși, dar trebuie să existe argumente și trebuie într-adevăr să existe niște principii peste care nu trebuie să treci, să promovezi într-adevăr valoare în educație. Nu să ne axăm pe sferă sau pe subiectul economic. Comercializat. Bine, și încă o întrebare cu referire la experimentul pe care l-ați realizat și experimentul privind problema valorilor pedagogice care l-ați realizat pe Mașantion cu câteva zeci de elevi. Întrebarea mea este, cum credeți la acest experiment ar putea să fi participat și cadre didactice și manageri și care ar fi putut fi rezultatele implementării modelului valorilor pedagogice? Foarte bună. Da, foarte bună întrebare și vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, am avut posibilitatea și probabil experimentul nostru ar fi avut o altă finalitate, dar pe mine personal m-a interesat aportul ăsta formativ pe anume șantionul de ele. Exact, de ele, exact. Pentru că a ști să cauți, asta este important. Este o cercetare pentru viitor. Da, pentru că am venit cu cadrele didactice, pentru că deja că există deja alte competențe, știi să devii, învățarea pe parcursul vieții, cu care te modelezi și te formezi an de an. Important era să schimbăm generația noastră actuală și, într-adevăr, să avem acea plus valoare a competenței, știi să cauți, pe care eu așa am plasat-o sub cele competențe promovate. Ați dezvoltat lista de europene, da. Mulțumim, doamnă profesor, pentru întrebări. Mai era cineva întrebări din comisie, din prezență, doamna Sferdopil, vă rog. Sunt mai mult practician, m-a interesat foarte mult modelul pe care l-ați propus și cât nu am realizat și nu am face până ce pedagogul, învățătorul nu va veni format bine în fața elevilor, va ști să aplice acel model, să o formeze, să fie valorile în școală. Întrebarea mea, cum ați vedea dumneavoastră implicarea aspectului practic al tezii dumneavoastră? Pentru că e bine ce facem, dar facem pentru cineva, pentru cumva, ca el să ajungă la cadrele didactice. Pentru mine este important personal, valori să existe și în învățământul privat, și în învățământul de stat. De fapt, nu ar trebui, că nu putem zice un șir de valori. Exact. Este acolo exact. Și noi am finalizat exact. Deci asta, dar asta este pentru mine. Cum ați vedea dumneavoastră deci, aducerea la cadrele didactice a acestui material valoros, anume pentru segmentul educațional din instituțiile de învățământ preuniversitar? Fie privat, fie de stat. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Deja procesul ăsta eu l-am implementat în București. Pentru că atunci când am dorit să merg să aplic experimentul, eu am cerut acordul inspectoratului general
am făcut o ședință cu directorii din instituțiile private, le-am explicat despre ce este vorba și cu ajutorul inspectoratului am încercat să implementez deja și la mine în unitate. Eu l-am aplicat deja în învățământul preșcolar, bine adaptat și avem un succes extraordinar. Și în învățământul privat primar, părinții și copiii cer săptămânal anumite tehnici, le place foarte mult. Cadrul didactic, am înțeles că trebuie să vină cu diversitate și să promovăm acea stare de bine, să ieșim din tradițional, atunci lucrurile, totul, eu cred că merge de sus și dacă noi conștientizăm că trebuie și e nevoie de o schimbare pentru ca să avem o finalitate și o altfel de finalitate, atunci se poate. Numai că trebuie să facem un efort, dar dacă nu o facem, să ne dorim schimbare. Deci cu efort, cu acțiune, cu inițiativă. Mă subscriu în instituție ca să experimentează, ca să ceea ce a reușit dumneavoastră. Ca instituție personalizată. Alexandru Ioan Cuza. Vă rog, următoare. Acest experiment a fost, de exemplu, promovat, implementat în liceu Orizont, Teoretic Orizont, și a fost săptămânal expus pe Facebook și am urmărit Facebook ca să văd reacțiile părinților și toată lumea a lăudat cadrul didactic, ce metode, ce entuziasm, am împrumutat metode din afară, că uitați că se poate și asta mi-a dat curaj și a fost și o satisfacție pentru cadrele didactice. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc foarte mult. Mai sunt întrebări, stimați colegi. Da, vă rog. Vă rog mult, din public, da? Da. Exact și este da. Da, vă rog. Doamna Brăguță, я ушла где-то, не все поняла, поскольку я пришла несколько позже, и хотела бы спросить, существуют ли механизмы передачи позитивного опыта частного образования в общую систему образования? Каким образом оцениваются эти результаты? И как вот на опыте частного образования можно внедрить какие-то интересные находки частного образования в общественное образование? Există un mecanism de transfer valoric a experienței, pe care ați implementat-o dumneavoastră în spațiul învățământului privat către învățământul public. Cam o continuare ceva. Și care ar fi, da, o continuare. Și care ar fi acesta, acest mecanism? Dacă există mentalitate, dacă există mentalitate deschisă și de comunicare și noi nu percepem învățământul de stat sau învățământul privat ca o competiție sau ca așa, într-adevăr. Adică tot se reduce la subiectiv. Da. Deci mentalitatea unul, dar și doamna întreba despre mecanism, adică aspectul practic, metodologie. Niște proceduri. Conferințe, simpozioane, este rotunde. Da, formări. Formări, da, sigur. Dacă nu mai sunt întrebări, stimați colegi, am înțeles că a provocat cercetarea. De fapt, asta este cea mai frumoasă calitate a unei cercetări științifice. Această provocare la discuții sănătoase, constructive, îmi permite și mie să formulez, eu am trei curiozități epistemice. Pe una mi-a provocat-o doamna rector, doamna doctor conferințare Zadra Barbăneagră, când v-a întrebat despre această competență generică, această competență care poate fi numită, de fapt, și cross-curriculară, exact, și generic, și transversal. Exact. Că aveți în triplă ipostază. Mi-ați provocat, doamna rector, următoarea întrebare. Această competență de care vă ocupați, a ști să cauți, presupune, înglobează cumva și competența de a găsi ceea ce cauți? Obligatoriu. Cred că asta este finalitatea supremă. A ști să cauți, deci a găsi ceea ce cauți este o componentă ca finalitate, a competenței ca plus valoare. Da, mulțumesc, eu asta am vrut să, pentru că ați expus, ați prezentat foarte bine în tehnologie, în variabile dependente de tehnologie, foarte bine. Următoarea ar fi, ați vorbit frumos despre experiment, m-ar interesa aspectul formativ. Toți sunt interesați de aspectul formativ astăzi. Aici, o secvență referențială dintr-un aspect, din experimentul formativ, care dumneavoastră v-a plăcut cel mai mult. Tehnicile astea sunt elaborate de mine personal. Nu pot să spun că sunt originale, pentru că, bineînțeles că am aluat idei. Ați făcut o sinteză, de fapt? Ca finalitate. Da. Spirală. Ele sunt un fel de
sunt un fel de promisiuni și doar prin insistent niște acțiuni informativele se pot duce și pot fi o garanție. Una, numiți-mi una care pur și simplu vi s-a legat de suflet, așa, vi s-a prins. Cartea Experimentelor Pozitive. Pentru că este o perspectivă pozitivă și constructivă asupra învățării. Implică niște aptitudini de cercetare, de ordonare, de identificarea informațiilor, oferă o ușoară integrare, integrarea cunoștințelor asimilate și s-a observat așa un grad plăcut și crescut de motivare și implicare. Am vrut să vă pun în valoare și vă rog dacă puteți să comentați una, două, nu mai mult, diferențe pe care le-ați identificat în aplicarea acestor tehnici, da? La diferit nivel. La diferit nivel, într-adevăr. Că am văzut că le aveți și le puneți. Da. Când s-a terminat, la finalizarea experimentului, într-adevăr, există diferențe de rezultate, dar aceste rezultate nu sunt atipice, sunt normale, pentru că vorbim de două sisteme de învățământ, atât de Republica Moldova, cât și din România. Și factorii perturbatori întotdeauna își fac treaba. De exemplu, noi am făcut cercetarea într-un an pandemic și condițiile de învățare au fost și din sistem fizic și din sistem online. Depinde foarte mult de competența cadrului didactic, depinde de cum percepe copilul, dar și instituția această noutate, dacă are o atitudine prosocială și pro-pozitivă pentru tot ce este nou și tot ce trebuie de schimbat, pentru că este greu să desprinde de tradițional, de tot ce este clasic. Plus asta depinde și foarte mult de contextul educațional, macrostructural și microstructural, de felul cum organizația educațională este deschisă la cerințele acestei ale societății, cum a fost experimentul meu. Da, mulțumesc, m-ați convins. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, dacă nu mai apar întrebări, dacă mai sunt întrebări, vă rog acum, vorbiți. Aveți ocazia. Dacă nu, vă mulțumesc pentru implicare în discuție, pentru provocări și mai ales pentru punerea în valoare a cercetării prin întrebările dumneavoastră. Acum începem, deci mă adresez membrilor comisiei de evaluare, începem expertizarea tezei de către dumneavoastră și pentru început, dacă îmi permiteți, cu acordul dumneavoastră firește, o să îi reinvit pe domnul profesor Cristea, care e în direct cu noi. Domnule profesor, sunt convins că ne auziți. Vă rugăm, vă rugăm foarte mult să vă implicați pe dimensiunea de expertizare deja. Da, eu de regulă vorbesc liber, asta spuneam chiar și la conferințe și chiar și în cadrul unor teme dificile, le-am structurate, dar în acest caz, pentru un plus de rigoare, o să fiu destul de didactic și chiar dacă o să fac chiar o lectură integrală, o să subliniez ideile principale ale referatului de analiză pe care dumneavoastră aveți. Am completat, am procesat ceea ce a spus și la susținerea anterioară. Spuneam în primul rând, și cred că ăsta este un mare merit și al conducătorului științific și al doctorandului. Da, domnul Ducor, cunosc foarte bine, a fost invitat în activități. Este faptul că a abordat o temă foarte dificilă, din mai multe puncte de vedere, e epistemologic, pentru că acest concept, fiind definit în diferite zone, apar inevitabil interferențe și noi trebuia să ne implicăm în zona pedagogiei, unde, în general, nu strălucește rigoarea. O dificultate metodologică, pentru că, în acord cu această structură foarte riguroasă, foarte bună a tezelor din Republica Moldova, care nu se pierd în detalii, solicitând o sinteză. Avem de-a face cu teorie, capitolul 1, al doilea, partea de metodologie, care înseamnă construcția unui model, care nu e un lucru simplu. Și, în sfârșit, partea praxeologică, în cazul unei teze de acest gen, eu lucrez de regulă, încă mai am în lichidare tezele de pedagogie istorică, unde cercetarea este fundamentală, istorică și teoretică. În cazul tezei, deși ea este sub generic cu teoria generală a educației, avem de-a face cu o cercetare empirică, experimentală, adaptată la contextul concret și el complicat, pentru că vizează o metodă de cercetare fundamentală, comparativă între două sisteme de învățământ. Aceasta ar fi o primă idee. A doua idee, faptul că autoarea pe care am cunoscut-o foarte bine, eu știam și din
calitatea de studentă și de participantă la cursuri de perfecționare, autoarea a reflectat cu foarte, foarte mare responsabilitate și originalitate provocările, informațiile. Și aici pot să aduc mărturie faptul că dintre membrii comisiei am fost cea mai apropiată, chiar și din punct de vedere nu numai al orașului, chiar și al locațiilor. Și foarte des ne-am întâlnit și în măsura în care am avut timp, m-am implicat în clarificarea teoretică a unor probleme, repet, nu ușoare. A treia idee, aș spune că și aici există poate și o provocare pentru publicarea cărții, faptul că cel puțin în partea întâi, care cred că este cea mai dificilă, exact, a implicat și cercetarea istorică situată la limita între filozofia educației, psihologia educației, sociologia educației, antropologia și, evident, și istoria educației, dar în accepția pe care dumneavoastră foarte bine în perioada asta de două decenii cât am condus și eu lucrări în Moldova, ați abordat-o nu în viziunea cronologică, ci în cealaltă formulă care este lansată de pedagogia germană, a fost preluată și de pedagogia rusă și dumneavoastră ați menținut-o foarte bine, e vorba de pedagogia istorică, să spun un plus, e vorba de abordarea istorică din prisma unei idei, iar aici s-ar putea construi o teză cum evoluează istoria gândirii pedagogice de conceptul de valoare, care, cum foarte bine a prezentat doamna Violeta, are o triplă dimensiune teleologică, toate finalitățile se construiesc prin raportare la valori și, în ultima instanță, noi trebuie să operăm matematic cu numitorul comun, că ne pierdem în detalii. Sunt 5 valori fundamentale care, din istorie, din antichitate, premodernitate, se regăsesc în cele 5 conținuturi, sau cum le numim noi mai arhaic, latul general al educației. Binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific aplicat, frumosul din artă, dar și din natură și din societate, și, nu în ultimă instanță, că am trăit pe pielea noastră, sănătatea, care este și psihică și fizică. Capitolul 1, în general, l-aș aprecia în mod special o capacitate extraordinară de a procesa texte foarte dificile din autori din epoca modernă și postmodernă, și din Republica Moldova, și din România. Mi-a făcut plăcere să le iau și eu, de dragul doctoratei, texte scrise de colegii colaboratorii mei din Republica Moldova, Tatiana Calo, Larisa Cusnețeu, Vlad Osparu, doamna de la Institutul de Maria Madârcă, sau colaboratorul meu mai vechi, Vladimir Guțu. Aș sublinia și originalitatea extraordinară pe care a imprimat-o tocmai prin abordarea din perspectivă istorică a acestui concept, cu apelul la un autor complicat, filozof, la filozof Spinoza, știind să extragă din obiectul acestuia acest cuplu extraordinar de important în logica structurării conștiinței noastre, a spune chiar actuale, mai mult ca oricând, e vorba de acest cuplu libertate, dar și responsabilitate, care de fapt a străbătut de la Spinoza încoace faimoasa și extraordinară filozofie clasică germană, mergând până la modelele exersate, să zicem, de Diotar în ceea ce se numește condiția postmodernă. Practic, aici nu e vorba de o abordare filozofică generală, ci de o abordare deja specializată, mai ales pe domeniul axiologic, dar și etic, epistemologic, praxiologic, cu cele 3 zone teologică, scop, normativă, axiome, lei, principii și mai ales zona praxiologică, în joacele multiple, care au permis să construiască original acea competență pe care o completează, care completează și aprofundează competențele de prin anii 70, reluate de Delors la sfârșitul secolului, a ști cum faci,
a ști să fii, a ști să lucrezi împreună, a ști să devii în perspectiva educației permanente, toate aceste competențe și mai ales legăturile dintre ele vizează în ultimă instanță o capacitate care ține de idealul omului postmodern, capacitatea de cercetare inovativă, inventivă, inovativă, a ști să caute. Capitolul 2 valorifică acumulările teoretice, epistemologice, metodologice și praxeologice din capitolul 1. Titlul capitolului este programatic, deja, semnificății valorii care învățământului general în societatea contemporană, evidențiind atât sfera de referință a conceptului, fundamentat filozofic, psihologic, psihologic, aș spune, în ultimul rând istoric, dar reconstruit pedagogice acestei acestui. Aceste valori sunt analizate din perspectiva evolutivă a specificărilor, posibilă și necesară în învățământul primar. Interpretarea este în acord cu valorile scop ale pedagogiei postmoderne, reflectate la nivelul finalităților care susțin reconstrucția sistemului de învățământ. Multitudinea valorilor pedagogice exersate și vinculate la nivel de politică și de practică al educației este controlată foarte bine de doctorandă în plan epistemologic, în cadrul acestui capitol, prin raportarea la teoriile pedagogice fundamentale, teoria generală a educației, teoria instruirii sau didactica generală, la care se adaugă. Deci mai are de rezolvat problema statutului epistemologic, teoria curriculumului, dar și la un set de teorii pe care doctoranda le-a prezentat chiar ca paradigme ale psihologiei și ale sociologiei de epoca postmodernă. Argumentele teoretice, despre capitolul și aprofundarea lor metodologică, accentuată special în capitolul 2, susțin construcția unui model de analiză sinteză și de acțiune praxeologică, fundamentat epistemologic și deontologic, modelul valorilor pedagogice în învățământul primar. Remarcăm rigoarea construcției, care fixează cu mijloace axiologice adecvate 1. Platforma modelului, raportată la valorile pedagogice, promovate de paradigmele afirmate în postmodernitate, și mă refer la cele evocate deja, la care aș adăuga paradigma pe care dumneavoastră Republica Moldova o numiți integrativă, care este, de fapt, paradigma abordării curriculare, de a integra în construcția oricărui proiect, atât cerințele psihologice, pe care le definim astăzi prin noțiunea de competență, cât și cele sociale, care ne trimit, în funcție de competență, ar trebui să ne trimită, pentru că, păcate, treaba asta nu se întâmplă întotdeauna, spre conținutul de bază, care ar trebui să se regăsească și într-un plan de învățământ, care să nu mai fie fără fixat în programe școlare concentrate și, evident, că această bază în realizarea unor manuale și auxiliare corespunzătoare, de calitate. Fundamentele modelului, pedagogiei integraliste curriculare, al doilea aspect, reperul epistemologic, ideal tipul propus de Max Weber, insuficient cunoscut, dar în Republica Moldova deseori îmi face plăcere să observ evocat în partea teoretică și metodologică a cercetării. În al patrulea rând, tehnologia promovării valorilor răspunsului privat, care sunt subordonate personalității integrale, autonome, deschise, inovative, ar spune mai exact decât creative, pentru că toți oamenii sunt creativi. Creativitatea prin o trăsătură generală, dar trebuie să tinde spre formele superioare de inovație. Raportată la competența plus valorii pedagogice, a ști să caute. Adică, într-un fel, a fost o întrebare foarte profundă și doamna Iureta, după explicații și mici vizitări, a dat un răspuns. Această plus valoare o putem gândi și în cazul competenței. Aș spune că o plus valoare este mai mult decât cele 5-4 valori, de fapt 5 implicit, care le găsim încă din raportul Ford din 74, relatate de lor în 79, în 97. Aș spune să caut, procesează toate cele trei valori fundamentale, plus valentele libertății spinoziene în contextul postmodern. Modelul fixează astfel, a spune, în concluzie, sau aproape în concluzie, cadrul calitativ superior în care
evoluează activitatea educațională, susținută la nivel de plus valoare, care are, ca scop general, a ști să cauți. Observați că există și în România o discuție sterilă absurdă, auzim și pe unii experți care, de că vorba lui Garrido, sunt mai mulți de experți, care tind să pună în opoziție cunoștințele teoretice și cunoștințele aplicative. Deci cunoștințele aplicative adoptă competență în modelul UNESCO, includ deprinderile și priceperea asta ar fi ordinea corectă, pentru că priceperile se bazează pe deprinderi și pe alte cunoștințe. Și se exprimă sintetic în formula a ști să faci, nu a fac, a să faci. Deci nu poți să faci dacă nu știi. La fel, nu poți să lucrezi într-o echipă dacă nu ai cunoștințe, nu poți să devii în perspectiva educației și a învățării pe tot parcursul vieții dacă nu știi. La fel și în cazul cercetării, în cazul inovației, a ști să faci. Cu raportare, sigur, la principiile învățământului privat. Modelul este argumentat teoretic, este un model foarte sofisticat, urmarea și a discuțiilor care, evident, le-au avut și cu ceilalți membri ai comisiei și cu conducătorul științific, un istoric, aici punctul nostru de legătură, dar istoric este imprimat în teză. Este solidă, din punct de vedere managerial, această construcție și inovativă deontologic, prin legăturile create între valorile, cele trei categorii de valori, plus valențele psihologice speciale, care vin dinspre fundamentul psihologic al valorii, și cele de utilitate, care vin din zona managementului organizațional. Apoi, activitatea educațională, în această manieră, este orientată strategic prin idealul personalității integrate, care susține plus valoarea competenței de a fi să cauă. Evident că misiunea tehnologică solicită o tehnologie care este adaptată la specificul învățământului privat, permanent, în raport cu un set de valori comunitare, în evoluție continuă, în jurul ideii de libertate și necesitate. Necesitatea fiind caracter obiectiv, zona normativității. Asumată de toți actorii. Capitolul 3, intitulat într-o formulă foarte plastică, marcajul experimental al valorilor pedagogice, și valorifică metodologia de cercetare empirică implicată în analiza rezultatelor implementării. Aș minea fără a intra în detaliu, nu este zona mea cea mai de competență, dar evident că mă raportez în cunoștință de cauză la metodologia acestei cercetări, care este respectată, asumă puțin tehnică, într-un context, a spus foarte bine doamna Violeta, dificil, tocmai în faza în care erau foarte multe restricții de participare. Aș spune că acest experiment, care este experiment de formare, a fost realizat în baza implicării valorilor pedagogice, el n-ar fi putut să aibă substanță consistentă și deschidere spre aplicabilitate efectivă, pozitivă, dacă nu s-ar fi bazat pe acumulările teoretice și metodologice din capitolele anterioare. Este o parte care am apreciat-o întotdeauna la lucrările din Republica Moldova, spre deosebire la noi există tendința de a face lucrări incomensurabile și de a separa o parte teoretică de regulă destul de restrânsă și o parte metodologică uneori supra-dimensionată. Teza valorifică o literatură de specialitate atent, selectată, prelucrată, valorificată în mod special, parcă două capitole, dar și în capitolul 3, asigură fundamentele teoretice, metodologice ale tezei, dar deschiderea spre cercetare experimentală. În concluzie, și aici chiar o să citesc integral, subliniem două calități fundamentale ale tezei, care provează capacitatea de muncă teoretică și aplicată și responsabilitatea deontologică a autoarei. 1. Consistența conceptuală asumată la nivelul substanței axiologice, asigurată prin valori teleologice, axiomatice, prescriptive, curriculare, metodologice, docimologice, manageriale, corectivător celor trei, metodologice, normative și de tip mijloc. 2. Originalitatea construcției la nivelul continuității teoriei metodologie practică,
Aici când spun practică, nu mă refer numai la partea de didactică aplicată, mă refer și la nivel de politică a educației. Și sigur și de proces didactic abordat într-o manieră deschisă și în viziune formală, non-formală, cu deschidere chiar și spre zona educației informale. Subliniem în mod special răjdare către teze, rezultate conceptuale, metodologic, axiologic, praxiologice, modul în care bibliografia a fost aprofundată și a fost martor la eforturile și provocările peste care a trecut în acești ani cu foarte mult, după cum vedeți, cu foarte mult succes de afectivitate și motivare. O raportare la cerințele programatice ale tezei și la specializarea, totuși să nu uităm teoria generală a educației, care rămâne știința pedagogică fundamentală pe faza căreia se construiesc toate celelalte științe ale educației care au îngrozit de decenii. Acest fond epistemologic a fost permanent extins și aprofundat intra-inter, dar și plurimulti și chiar transdisciplinar. Este asigurată astfel o deschidere amplă spre problematica actuală a managementului școlar și apoi și educației în societatea contemporană. Mă bucur că Republica Moldova, termenul postmodern, este cea de viață și utilizat corect. Eu am o problemă cu doctorații mei că să ajung la comisie în România de, interpretează postmodern ca și cum a face referință la postmodernism în pedagogică. Aici postmodern fixează o epocă istorică, principiul cea de-a doua jumătate sau, dacă ne luăm după celebra cartea lui Daniel Bell, în anii 1870 din pace. O societate perfectă prin educația de calitate, bazată pe reflectarea pedagogică a valorilor tehnologiei informaționale și ale democrației reprezentative și participative. Ăsta e sensul acelei competențe număr 4 la delor. Aș fi să lucrez împreună și din motive tehnologice, dar și din motive democratice. Și concluzia, cu majuscule, teza îndeplinește toate condițiile necesare pentru acordarea titlului de doctor. Acum am impresia că și dumneavoastră ați aderat formula științele educației, da? Doamnei profesor Violeta Cupărătură. Mulțumesc foarte mult, cred că nu m-am obținut foarte mult. Domnule profesor, vă mulțumim mult pentru un aviz punctual și pentru, în același timp pentru implicarea în comisia de îndrumare. Eu pe cuvântul doamnei Brăguț acum, da? Să vă spună și dânsa. Eu nu am mai pus întrebări, pentru că de-a lungul timpului am dat numeroase sarcini, dar știam, m-a provocat foarte mult în timpul ăsta, este un om de foarte bună calitate. Au fost două, dar suficiente, domn profesor. Da, da. De complexe. O să-i mai dau niște sugestii, la urmă, cu publicarea, nu cred. Vă mulțumesc mult de tot, domn profesor, pe această cale. Noi continuăm, stimați membri ai comisiei, onorată asistență, continuăm expertizarea tezei și în cele ce urmează eu ofer cuvântul doamnei doctor habilitat, doamnei profesor universitar Lilian Bogoș. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă doctorandă, stimați membri ai comisiei, bineînțeles cu care reprezint un interes pentru fiecare cercetător și mai cu seamă pentru cel ce trebuie să prezinte un aviz. Este o lucrare, o studiu comparativ a învățământului privat sau a valorilor pedagogice de învățământ privat din Republica Moldova și România și bineînțeles că nu este prima lucrare a doctoranților din România cu studii comparative. Am mai stat la, și la susținerea altor lucrări și de aceea a prezentat un interes deosebit. Vreau să mă axez pe principalele momente pe care le-am fixat în aviz, deci o să-mi permit să trec nemijlocit la conținutul acesta. În cadrul educației globale se realizează o etapă calitativ nouă, o integrare mondială, care este rezultatul dezvoltării și adecirii etapei precedente, internaționalizarea și aducerea la nivelul integrării sistemelor naționale. Integrarea în educație nu este o modă sau o companie de rând, ea reflectă acele tendințe ce caracterizează astăzi toate sferele activității umane, deoarece s-au schimbat dimensiunile acestei activități și au apărut probleme globale ale contemporanității. Complexele cercetării în domeniul pedagogiei din Republica Moldova vizează atât explicarea științifică, conceptualizarea și înțelegerea activității educative, cât și ameliorarea acesteia
prin introducerea schimbărilor de fond în problemele fundamentale educaționale, schimbări de mentalitate și atitudini despre care ați vorbit dumneavoastră astăzi prezentând teza și modificări substanțiale în proiectarea politicilor educaționale pe care noi cu toții ne le dorim. Indiferent dacă studiem un fenomen de masă ori cazuri individuale, metodologia trebuie să fie una științifică. Și pe cât evidentă este competența metodologică a dumneavoastră prin prezentarea lucrării dumneavoastră, vom putea să ne expunem în continuare. De bună seamă, talentul pentru cercetare, ca oricare altul, trebuie să fie distribuit corect, succesiv și respectând legea conformității privind obiectul de cercetare. Dar nu despre talent este vorba. Tema, textul tezei pe care îl examinăm astăzi semnifică o alegere a dumneavoastră, alegere numită cercetarea pedagogiei, ce presupune un nivel acceptabil de competențe și de îndemânare în domeniul cercetării științifice, care determină un capital de cunoaștere și de competențe. Însă, distincțiile pot fi extinse legitim la orice fel de investigație educație, după cum afirmă și Kant, că se câștigă deja foarte mult când o diversitate de cercetări pot fi reduse la formula unei singure probleme, căci prin aceasta nu numai că ne investim chiar nouă propria muncă, determinându-o precis, ci și-o cu altuia care vrea să o examineze. În context, textul tezei executată de doamna Violeta Brăguță reprezintă o cercetare între epistemologic, observațional, reflectiv, metodologic și experimental. Pe această linie de reflecție, doctoranda s-a încadrat în dezbateri științifice și evoluții analitice captivante cu privire la realizarea obiectivelor trasate și asumate. Angajamentul doctorandei surprinde prin încercări provocatoare de democratizare a educației, promovând idei elegante în identificarea configurației și tendințelor de dezvoltare a valorilor pedagogice în învățământul privat, prin reîntoarceri sau înaintări. Astfel, este de imaginat că preocuparea doamnei Brăguță pentru specificarea valorilor pedagogice în învățământul privat face din acesta un edificiu pedagogic considerabil. Fiind direcționați în examinarea tezei de criteriile de evaluare a tezei de doctorat, în vederea atribuirii calificativilor, am să parcurg consecutiv și algoritmul textul tezei și mă voi expune asupra consistenței științifice, metodologice și praxeologice pentru a identifica și plus valoarea investigațiilor realizate de doamna Violeta Brăguță. Problematica investigată în teză este focusată pe valorile pedagogice, care semnifică o largă și discutabilă paletă de fenomene inter- și transdisciplinare. Așadar, în contextul educațional, valorile pedagogice sunt imperios necesare în procesul de formare a personalității elevilor și în apogeul lor de axiologie, ele desăvârșesc personalitatea umană. De aceea și interesul sporit pentru valorile pedagogice este destul de actual în știința pedagogică, având implicații în filozofie, sociologie, psihologie, antropologie, etc. În acest sens, doamna Brăguță analizează și interpretează idei, concepte, noțiuni și entități transdisciplinare ale evoluției valorilor pedagogice, valorificând contribuțiile savanților, teoreticienilor și metodologiștilor, practicienilor din America, Europa, România, Republica Moldova. Precizând actualitatea și necesitatea investigațiilor, doctoranda afirmă perspectiva normativă a valorii pedagogice și a învățământului privat în contextul ideii de studiu comparativ. În lucrare sunt identificate, analizate, documentate un număr impunător de studii teoretice care reflectă sau demonstrează manifestarea fenomenului abordat. Trebuie remarcată și relevanța investigațiilor teoretice, argumentele convingătoare, apelând la studii reprezentative, culegeri și monografii care îi facilitează viziunea panoramică a doctorandei asupra problemei valorilor pedagogice în învățământul privat. În capitolul 1, doctoranda abordează conceptual și evolutiv perspectiva filozofică, sociologică și psihologică a valorii și a libertății, a judecății prin intermediul rațiunii fundamentate axiologic, acestea semnificând ancoraje și mutații teoretice în construirea unui cadru reperator de analiză a valorii în epoca postmodernă contemporană. Ori acest cadru reperator este promovat de pedagogia transprezentă, implicată în evoluția calitativă a educației la scara întregului sistem de învățământ, cu atât mai mult și la nivelul elevului. De asemenea, analiza doamnei Brăguță și interpretarea tendințelor de dezvoltare a valorilor din perspectiva pedagogiei în contextul problematicii lumii contemporane, ca model al educației contemporane, se include
într-un sistem de acțiuni ordonate epistemologic, teleologic, axiologic, tehnologic, subordonat scopului strategic de formare, dezvoltare ființei umane. O problemă importantă a investigațiilor rezidă și în analiza comparativă aspectelor normative concepute la nivelul învățământului privat. Într-adevăr, aspectul normativ este unul problematic și astăzi în sistemul de învățământ, dat fiind relaționarea în legislația de bază a învățământului privat, acesta semnificând un produs educațional în aceeași măsură ca și sistemul public al învățământului. Doctorand a reușit să interpreteze aspectele problematice privind dimensiunea de normativitate ce constituie repere sigure de acțiuni practice și anumite garanții de dezvoltare a învățământului privat. Așadar, relevanța identificată de doamna Brăguță se conjugă realității că orice aparține învățământului privat este reglementat, posedând o structură educațională identică sau comparabilă cu prevederile publice și se manifestă grație stabilirii unor conexiuni determinate. Doamna Brăguță a asigurat consecutivitatea investigațiilor, accentul fiind plasat pe dimensiunea comparativă-evolutivă a specificității învățământului privat în societatea contemporană. În acest context sunt interpretate valorile europene, competențele ca valori intelectuale și funcționale, scopurile generale contemporane ce reflectă valori pedagogice fundamentale, fiind repere de ierarhie internă și reconstrucția învățământului. Acestea, de fapt, deschid posibilități variate în elaborarea reperilor de analiza valorilor pedagogice în învățământul privat, printre acestea înscriindu-se paradigmele modernității și postmodernității. Reperile respective se identifică, ce identifică raporturi de coordonare și subordonare, corect exprimate, oferă posibilitatea elaborării arhitecturii unui model al valorilor pedagogice în învățământul privat, privind depășirea critică a valorilor pedagogiei moderne. Problema soluționată se concretizează în elaborarea și validarea modelului valorilor pedagogice în învățământul privat ca un microsistem care marchează complexitatea fenomenului valorilor pedagogice. Caracteristicile, semnificațiile menționate denotă că doamna Violeta Brăguță a realizat o cercetare corectă, originalitatea și noutatea căreia sunt exprimate de valoarea adăugată, realizarea obiectivelor și scopului cercetării și valoarea creată, produsele științifice menționate ale cercetării, de contribuția personală a doctorandei în valorizarea științelor pedagogice, inițierea de noi idei, concepte, noțiuni cu valoare teoretico-metodologico-praxeologică, orientate spre o regândire într-o viziune nouă a valorilor pedagogice ale învățământului privat. Aceste rezultate semnificative ar fi putut să fie mai bine evidențiate în adnotare, spre exemplu, importanța teoretică nu stipulează fundamentarea teoretico-metodologică a modelului valorilor pedagogice în învățământul privat, care este puțin interpretat și nu se regăsește în câteva paragrafe din cuprinsul lucrării, concluziile generale și recomandările prezentate. Trecerea orecum în umbra unor aspecte esențiale, dar prezente în cercetare, se datorează și formulărilor un pic imprecise, nu tocmai adecvate, însă aceasta însă nu minimalizează importanța lucrării, care probabil că urmează să fie excluse pe viitor în cercetările sau în publicarea tezei dumneavoastră sub formă de monografie. În context pentru o mai mare clarificare și deschidere cu tentă de aplicare, solicităm ca doamna Violeta Brăguță să precizeze inclusiv și criteriile de aplicare a modelului valorilor pedagogice în învățământul primar, ceea ce, de fapt, în discuții deja a fost abordată această temă. Luând ca reper aprecierea noastră privind noutatea și originalitatea tezei argumentate epistemic, suportul metodologic argumentat și construit logic și coerent, relevanța științifică a rezultatelor, respectarea eticii și deontologiei profesionale și competența de cercetător al doamnei Violeta Brăguță, concluzionăm că cercetarea în cauză este una finalizată de evaluare teoretico-metodologico-praxeologică substanțială pentru evoluția învățământului privat în Republica Moldova, dar și în România. Valorile științifice create cu valențe practice pronunțate dovedesc că doctoranda Violeta Brăguță, autoarea tezii, dispune de competențe generale și specifice în științele educației, în special competențe de cercetare, și merită conferirea titlului științific de doctor în științe pedagogice. Credem că caracterul inovativ al cercetării a fost influențat și de
conducătorul științific, expert în educație, cunoscut la nivel național și internațional, care în această situație și-a îndeplinit destoinic, onorabil și consacrat rolul de mentor. Vă mulțumesc mult de tot pentru această analiză complexă și promit că voi interveni cu modificări și vă mulțumesc pentru sugestii. Mulțumesc profund. Mulțumesc și eu, doamna Bogorșa, pentru expertizarea de natură, zic, holistică a acestei cercetări. Foarte interesant aviz prezentat. Dacă nu insistați ca doctoranda să precizeze anumite lucruri, nu? Vă mulțumesc, eu sunt dator să întreb. Lucrurile care au fost înaintate aici, deja în cadrul discuțiilor, au fost discutate. Au fost discutate, da. Asta e pentru proba de film care urmează să se mortalizeze. Îmi îndrept atenția și o rog acum pe doamna doctor conferențiară Alexandra Barbăneagră, doamna rector a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, să prezinte, în calitate de membru al Comisiei de Expertiză, avizul domniei sale. Vă rog foarte mult. Da, mulțumesc mult. În primul rând, încep cu felicitări doamnei Viruța Brăguț pentru abordarea unei teme complexe, originalitate, inovativitate, dar și o abordare personalizată acestei lucrări. În ultimul vreau să felicit Comisia de Îndrumare. Comisia de Îndrumare pentru calitatea acestei lucrări și pentru felul cum au ghidat formarea profesională a Bibliotecii Brăguță, pentru că, de fapt, astăzi asistăm la formarea unui cercetător. Pentru mine, o teză înseamnă doar produsul. Produsul este o finalitate. Ce a rezultat în acest proces este formarea cercetătorului Violeta Brăguță, la care am asistat noi azi și chiar formă în care a prezentat această lucrare, așa denotă, hai zici, maturitatea ei de cercetător format. Felicitări Comisiei de Îndrumare, Violeta Brăguță, Comisiei de Îndrumare și conducător în ultimul rând. Cât privește la aviz, am făcut și eu un aviz aici, am să încerc să fac o rezumată acestui aviz. În primul rând remarcăm că cercetarea realizată de Violeta Brăguță se evidențiază și impresionează prin tematica originală abordată, actualitatea studiilor, funcționalitate și caracterul praxeologic pronunțat. Formarea de valori este un subiect de actualitate majoră, reprezintă o necesitate socială vitală atât la nivelul procesului de învățare, dar și a societății întregi, deoarece s-a creat un vacuum rezultat din erodarea vechilor structuri, valori și lipsa de rapiditate în locuirea acestora cu un sistem de valori noi ale democrației, fapt ce prezintă consecințe majore în planul educației, în special pe dimensiunea moral-axiologică a acesteia. Potrivit scopului cercetării pedagogice, lucrarea este actuală atât din considerentul că analizează în plan evolutiv, comparativ, valorile pedagogice ale învățământului primat în Republica Moldova și România, cât și determină reperele metodologice de valorificare acestora în procesul educațional prin configurarea valorilor pedagogice în învățământul primat în baza unei viziuni tripartite despre care s-a vorbit aici. Astfel, lucrarea poate fi apreciată ca inovatoare și originală din moment ce abordează problema raportului dintre valoare și domeniul pedagogiei, aspectele funcționale ce consemnează valoarea pedagogică ca purtătoare și mijlocitoare a formării cognitiv-afective a elevului din învățământul primar. Ori abordarea problemei raportului dintre valoare și domeniul pedagogiei din perspectivă teoretică și praxeologică oferă largi deschideri în educație, prin și pentru valori, ceea ce ați realizat și dumneavoastră în această lucrare, a elevilor contemporani pentru formarea personalității acestora în vederea ulterioarei integrări socioprofesionale. Din această perspectivă, considerăm că lucrarea va contribui în mod esențial la sporirea calității educației elevilor din instituțiile de învățământ din Republica Moldova și România și considerăm nu doar cel privat, dar și în general, pentru că are o valoare nu doar pentru cel privat, ci poate fi foarte ușor transferată și întrebările de astăzi care au fost, anume pe aceasta s-au axat, poate fi ușor transferată și în învățământul public. Constatăm că dimensiunea epistemologică a cercetării se axează pe o bună bază teoretică, asta au remarcat-o și colegii mei,
fundamentată pe diverse teorii în corespundere cu cercetările în domeniul psihologiei, științe educației, documente europene, naționale, etc. Demonstrațiile epistemologice sunt susținute de o listă bibliografică impresionantă, 196 de izvoare de formare românească, în limbi de circulație internațională, lucrări de referință a cercetători din Moldova, România, Statele Unite ale Americii și alte țări. Astfel constatăm că aparatul științific categorial al investigației și etapele acestuia redau esența cadrului teoretic, experiențial și experimental. Structura lucrării este bine închegată, iar succesiunea logică a paragrafelor marchează o tranziție reușită de la aspectul teoretic, cu privire la reperele epistemologice ale conținutului conceptului teoretic, cu privire la reperele conceptuale, și spuneam aici filozofice, antropologice, istorice, sociologice, psihologice, la care v-ați referit dumneavoastră, a tendințelor de dezvoltare a valorilor pedagogice implicate normativ în învățământul primar de Republica Moldova și România, starea ei actuală, la aspectul practic care se propune modelul valorilor pedagogice în învățământul privat, dar și tehnologia promovării acesteia în învățământul privat, anume primar. Apreciem modul de descriere a obiectului cercetării, evoluția conceptului. Mai mult ca atât, doctoranda face o analiză comparativă a valorilor pedagogice implicate normativ în învățământul primar, este examinat evolutiv conceptul de valoare pedagogică, dar și fenomenul educațional al valorilor pedagogice în contextul tendințelor de dezvoltare și al analizei comparative a cadrului normativ al învățământului în general de Republica Moldova și România. Structura tripartită privind valorile pedagogice. Autoarea configurează reperele de analiză a valorilor pedagogice cu referire la învățământul primar. Este promovată ideea integralității și asta subliniez aici, drept caracter fundamental pentru a ilustra și a verifica implicit reflectarea valorilor pedagogice în învățământul primar. Anume abordarea aceasta curriculară, cum zice domnul profesor, noi zicem abordare integrală, integralitate, felicitări. Relevăm ca valoare contribuția cercetătoare Violeta Brânguță, care în urma analizei literaturii în domeniu definește conceptul de valoare pedagogică și structura acestei valori fundamentale. Aprecierea prin care conținutul lucrării confirmă validitatea specialității teoriei generale a educației devine reprezentarea grafică și interpretativă a modelului pedagogic, modelului valorilor pedagogice în învățământul primar, acesta fiind conceput ca un microsistem ce marchează complexitatea fenomenului valorilor pedagogice. Microsistem, și asta mi-a plăcut enorm de mult, este exhaustiv prezentat acest model pedagogic. Modelul elaborat în esență, procesul de formare a valorilor, axat pe platforma model, fundamentele model, reperul epistemologic, tehnologia promovării valorilor pedagogice, etc. Considerăm că toate elementele incluse în modelul elaborat, obiective, principii, factori, conținuturi, tehnologii, conduc la configurarea esențială a valorilor pedagogice în postmodernitatea învățământului privat, fiind un model deductiv, iar prin tehnologia proiectată în demersul formativ la urmă de limitări semnificative, fiind una din condițiile analizei practice. Modelul conceptualizat reflectă corelația necesară în contextul învățământului general privat, constând dintre valoarea pedagogică bazată pe integrarea componentelor teleologice, valorile generale umane, orientările valorice ale sistemului de învățământ și activitatea educațională. Lucrarea poate fi apreciată de valoroasă prin abordarea perspectivelor investigaționale, constructiviste, interpretative, contextuale, etc. Exprimarea funcțiilor cercetării în lucrare confirmă semnificația și validitatea unei lucrări de doctorat care merită a fi acceptată ca valoare științifică și practiologică. De asta zicem valoare. Promovăm valori, avem o valoare. Etapele experimentale sunt realizate în lucrare conform logicii cercetărilor psihopedagogice, evidențind cele trei etape obligatorii, constatare, formare, verificare, control. Compararea etapelor experimentelor pe un volum de mai mult de 40 de pagini demonstrează coerența în rezultatele cercetării, elementele statistice integrate în textul lucrării, aplicare și evaluarea prin formule ale programului statistic validează rezultatele cantitative ale cercetării, acestea constituind valoare experimentală importantă pentru o teză realizată la specialitatea teoria generală a educației. Experimentul pedagogic este realizat pe un grup echilibrat de subiecți elevi, 79, și aici s-a menționat,
conceput și desfășurat prin multiple activități, autoare valorificând la etapa de formare varia strategii didactice, asta chiar m-a impresionat, care prin intermediul metodologiei elaborate asigură dinamica formării valorilor la elevi. Capitolul 3, consumat prin descriere rezultatele experimentale obținute din aplicarea tehnologiei promovării valorilor pedagogice în învățământul primar, ca element component al modelului valori pedagogice în învățământul primar, confirmă, de fapt, inovația științifică a cercetării cu putere exemplificatoare ce conferă o complementaritate valorilor științifice create în teză. Reprezentările iconice a rezultatelor sunt însoțite de comentarii și reflecții pedagogice ce definesc pertinența autoarei și atenția la nuanțele cercetării experimentale. Astfel, inovația și originalitatea științifică, așa cum formulează autoarea, rezultă din valorificarea concepției spinoziene a libertății, a concepției postmoderne a integralității și a ideii de implicare a fenomenelor realității în procesul educațional, fiind propusă completarea valorilor competențe exprimate la nivel european. Și aici este, vine personalizarea, când spuneam eu, că vine cu o plus valoare. Cu ce vine? Vine cu o abordare personalizată. Valoarea aplicativă a lucrării este confirmată prin demersul de validare experimentală a tehnologiei, ce se profilează prin rezolvarea conflictului dintre existența unei multe dimensionalități a raportului de valoare și domeniul pedagogiei și aspectele funcționale ce consemnează valoarea pedagogică ca purtătoare și mijlocitoare a formării elevilor din învățământul privat. Constatăm că rezultatele obținute confirmă soluționarea problemei științifice, fundamentarea teoretică a modelului valorilor pedagogice în învățământul primar și aplicativ, a tehnologiei promovării valorilor pedagogice în învățământul privat, fapt ce a contribuit la ameliorarea acțiunilor de promovare a valorilor pedagogice în învățământul primar, în vederea formării plus valorii, a ști să cauți. Teza asupra care ne expunem acum poate constitui un ghid metodologic important în proiectarea procesului educațional în cadrul unei instituții de învățământ primat din România și Moldova, și la aici s-au referit colegii mei și nu numai, consider eu, putem să o extindem și pentru ceilalți, venind cu modele de extindere. Remarcăm că lucrarea doamnei Violeta Brăguță reprezintă un bun exemplu de material analitic și sintetic. Limbajul pedagogic utilizat în cercetare pentru interpretarea fenomenelor, conceptelor vizate în învățământul preuniversal satisface în temei exigențele actuale ale evoluției științelor educației. Concluzie la capitolul, concluziile generale constituie sinteza conjugării observațiilor experimentale ale autoarei și a generalizării informațiilor la tema cercetării de literatură din domeniu. Conținutul lucrării a fost mediatizat în cadrul seminarilor și asta ne-a impresionat, conferințelor științifice. Am identificat în lucrarea 13 publicații la tema cercetării, care tot impresionează cercetări în diferite izvoare cu impact, așa. Și, în concluzie, considerăm că activitatea de cercetare prezentată în teză este substanțială, cu argumente semnificative și importante pentru formare în și prin valori, în baza analizei comparative a valorilor pedagogice ale învățământului privat în Republica Moldova și România. Lucrarea analizată prezintă interes teoretic și practic, este admisibil structurată, expusă logic și într-un stil științific, dar suficient de explicit pentru cercetătorii din domeniu și practicieni. Doamna Violeta Brăguță a demonstrat calități de cercetător matur, sistematizând teorie și practica națională și internațională cu privire la procesul de formare a valorilor pedagogice. Am venit și cu niște sugestii și observații pe care le-am oferit acum în această discuție și am primit răspuns punctual. Am avut și niște discuții în particular atunci când lucram la aviz, acest aviz, și mi-a răspuns punctual la toate aceste întrebări. În concluzie, remarcăm că observațiile făcute pe marginea lucrării, dar ele au fost răspunse, a răspuns doamna Violeta Brăguță, nu diminuează relevanța teoretică și practică a tezei. Și în concluzie constatăm că teza și rezumatul științific avizate sunt elaborate în corespundere cu exigențele ANACE, iar doamna Violeta Brăguță, pentru valorile teoretice
și metodologice create în lucrare, merită să-i se confire gradul științific de doctor în științele educației la specialitatea 551.01, Teorie Generală Educației. Succes! Este un început foarte bun și un sfârșit bun în realizarea acestor lucrări, dar așteptăm de la dumneavoastră și viitoarele publicații, ghiduri metodologice, sugestii, recomandări. Felicitări! Pentru că o lucrare pe asta trăiește. Vă mulțumesc tare mult pentru această evaluare pozitivă și formativă. Doamna Bărbăneagă, mulțumesc și eu pentru un aviz extrem de saturat semantic, în primul rând, complex, variat, dinamic în interiorul ideilor pe care le-ați formulat, esențializând, de fapt, în câteva dominante valoarea acestei teze. Și cea mai remarcată, o expertiză de tip hermeneutic și semiotic serioasă. Da. Mulțumim foarte mult pentru punerea în valoare a cercetării. Și acum dați-mi voie să felicităm numele tuturor și conducătorul științific, pentru că e momentul în care o să îi ofer cuvântul domnului profesor universitar, dr. habilitat Victor Țvircun, să prezinte la latitudinea domniei sale. Fie dominante din portretul, din schița de portret a cercetătoarei, Violeta Prăvuță, fie aspecte din avizul pe care domnia sa l-a realizat. Vă rog, domnul profesor. Vă mulțumesc foarte mult. Stimate domnul președinte, abilitat, profesor Adrian Dicu, stimați colegi, membrii a comisiei, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să participați la examinarea acestei teze. În mod deosebit aș dori să aduc sincere și cordiale mulțumiri comisiei de îndrumare, stimatului domnul profesor, doctor abilitat, Sorin Cristia, doctor abilitat, profesor universitar, Tatiana Calo, doctor abilitat, profesor universitar, Larisa Cuznițov. Eu vreau să spun că acest tandem ne-a dat posibilitatea să îndrumăm, să orientăm doctoranda în cele mai specifice subiecte a tezei respective, să fim acolo unde a trebuit să dăm un sfat, o îndrumare, un suport. Și vreau să spun că grație lor, grație colegilor din cadrul Comisiei de Îndrumare, am avut tot timpul o înțelegere și bunăvoință față de această teză și cercetare care a fost efectuată de doamna Violeta Brăguță. În același timp, n-aș dori să mă opresc detailat asupra conținutul tezii, fiindcă colegii care a prezentat diferite avize, destul de minuțios, foarte profund, ați analizat, ați sistematizat și ați apreciat această lucrare. Aș dori să aduc cordiale mulțumiri acelor care a găsit timpul, posibilitatea și bunăvoință de a pregăti și avize la rezumatul acestei teze. Vă mulțumesc foarte mult. Chestia aceasta foarte importantă, nu atât pentru mine, cât pentru doamna doctorantă, de aceea că va da posibilitatea în studiile ulterioare să folosească aceste sugestii, idei, propuneri care au fost reflectate în aceste avize. Este un lucru foarte important să menționez că teza respectivă a fost efectuată în timpul foarte și foarte dificil. Extrem de dificil. Și nu numai din cauza existenței acestei pandemii, care în anumită măsură a influențat asupra tergiversării, de exemplu, experimentului care a fost efectuat de doamna doctorant. Mai sunt și alte chestiuni prin care a trecut și a trecut cu succes, cu brio, aș spune eu, doamna Brăguță, deci nimerind într-un accident rutier foarte drastic și fiind țintită pe pat în timpul de 3 luni, totuși a găsit posibilitatea, puterea să continue aceste cercetări, studii. Vreau să spun că asta este un curaj, un curaj foarte mare. Și în acest context vreau să numai că să felicit pe dumneavoastră, dar să felicit și familie, pentru că
prin ce a trecut ea, în cea mai mare parte, cunoaște familie, dânsa și eu. Alt membru al familiei. Da. Vreau să vă spun că teza care este astăzi prezentată are un element foarte important la capitolul valorilor. Da. Și vreau să vă spun că problema valorilor, mi se pare că cu timp ce trece, cu zi ce trece, nu cu an, dar cu zi ce trece, va fi mai importantă și mai importantă în cercetările, atât în domeniul pedagogiei, cât în domeniul filozofiei, psihologiei, istoriei, civilizațional, etc. Pentru că astăzi, acel sistem de valori care noi promovăm, care apărăm, sunt în mare măsură spiritul. Și vreau să vă spun că asemenea cercetări și mai ales aplicarea cercetărilor în viața practică este extrem de important. Asta e prima. A doua moment, dumneavoastră, îmi se pare că ați observat cu cât de abil a operat doamna doctorant cu ideile, concepții, teorii filozofice în cercetarea sa. Lucru care vreau să vă spun că absolut nu este simplu și este destul de dificil pentru savanți, cercetători deja maturi. Lucru pentru care aș dori să spun încă o dată felicitări doamnei doctorant. Mă bucur din suflet că această lucrare s-a finalizat cu aceste aprecieri înalte și vreau să vă spun din tot suflet, din toată inima, mulțumiri acelor care a studiat, a cercetat de la scoarță la scoarță această lucrare și ați venit nu numai cu aprecieri foarte valoroase, dar cu acele propuneri, sugestii și recomandări care sunt absolut convins a să ajută nu numai în timpul pregătirii monografiei către publicarea, dar și în viața practică, fiindcă în fața noastră este un pedagog desăvârșit. Eu vreau să vă spun că a trecut toate treptele în pregătirea pedagogului. Fie aceasta colegiu, fie aceasta universitatea cu specialitatea respectivă, masterat în domeniul respectiv și, ca final, teza de doctor. Vă mulțumesc foarte mult și urez de bine! Vă mulțumesc, domnul profesor, și statutul pe care mi l-ați acordat dumneavoastră astăzi este în mare măsură, se datorează dumneavoastră, pentru că noi doi știm ce drum dificil am avut. Acum deja îmi pare rău că cumva s-a finalizat, că o să-mi lipsiți foarte mult, dar promit că drumul nostru... Mai este habilitat. Da. Alte cercetări. Da, exact. Mulțumesc foarte mult. E lucru la monografie încă, adică sunt... Da, m-ați modelat și m-ați creat așa după chipul și asemănarea dumneavoastră. Da, după nivelul inteligenței, da, și mai ales după noblețea domnului profesor Țircon. Da. Mulțumesc domnului profesor pentru... Eu vă mulțumesc, domnul președinte, că ați dat acord să participați și în calitate de președinte. Mulțumesc, da. Mulțumesc și pentru această propunere, am acceptat cu drag. Când am văzut titlul lucrării, m-am bucurat foarte mult, pentru că eu din start am văzut, esențializând, după prima lectură, mesajul global al cercetării, că această cercetare, de fapt, este pentru o școală rezilientă și pentru o școală inclusivă. E ceea ce are nevoie astăzi școala, nu doar spațiul privat al învățământului. Categoric nu, pentru că e cu deschidere largi. Sigur, și e cu similitudini 100%, dacă vreți, că luăm ceea ce a scris pentru privat, plasăm acolo, facem transferul semantic, că cel de idei s-a dus de mult. E o chestie foarte bună. De aceea astăzi m-am bucurat mult de tot să ascult aceste expertize realizate de către dumneavoastră, profunde expertize, profunde în plan epistemic, în plan atitudinal. M-am bucurat foarte mult, mă bucur foarte mult de întrebările care au fost formulate astăzi, iată, mai ales în planul acesta al valorificării metodologice, a dimensiunilor de cercetare și așa mai departe. Eu mi-am făcut și o datorie firește în calitate de președinte și am las în comisie un aviz de 5 pagini din cauza
care, cu permisiunea dumneavoastră, voi face o decupare a câtorva idei dominante, pentru că așa spune regulamentul și pentru că trebuie să fie pentru probă video pentru ANACEC. Dacă îmi permite, da, domnul sigur. Sfinti, eu vreau să spun că elementul acesta de cercetare, mai ales în învățământul privat, cu zi ce trece, va crea mai multe probleme. Mai multe probleme. Da. Și vreau să vă spun că corelația între învățământul public și învățământul privat, ea nu trebuie să fie privat, văzut sau privit ca un fel de rivalitate. Da. Și acest lucru a fost semnat. Vreau să vă spun că în fața dumneavoastră stau totuși doi foști miniștri de educație care foarte bine cunosc la nivel de sistem, da, sistemul acesta și mai ales niciodată, eu știu 100%, doamna profesor, doctor habilitat Ilie Pogolșa, niciodată n-a făcut diferența între învățământul privat și învățământul de stat sau public. Din păcate, la ziua de astăzi, suntem într-o situație când s-a făcut diferența între învățământul de stat și cel privat, dacă este vorba despre universități. Eu nu vorbesc eu vorbesc de activitatea noastră. A, de-a noastră? Da, care cunosc foarte bine de ce prezintă. Deci și una și alta, și care sunt valorile, și unul și altul. Mă tot gândesc ce idei se scot, se extrage în avizul meu ca să nu vă plictisesc. Și în același timp să nu repet. În același timp să nu repet. Și în planul 3 știu și eu să mă postulez și eu cu o doză de originalitate. Așadar, câteva dominante doar. Raportul acesta la teza de doctor în științele educației, în care precizez că tema cercetării, preocuparea epistemică, degajările conceptual-analitice, discursul analitic, rezultatele investigaționale și coeficientul CERT de noutate, conferă tezei de doctorat a competitoarei Violeta Brăguță înscrierea în amplu proces al modernizării marcajelor științifice și a metodologiilor de abordare a conceptului valori pedagogice într-un context mai larg, cel al sistemului de competențe integratoare, susținute de valorizarea acestora prin premisele dezvoltării competențe transversale a ști să cauți. Pentru ce? Pentru un discurs pedagogic eficient în postmodernitate. Cu ce? Cu instrumentele pragmatice, curriculare și ale configurării dezideratului educațional axiologic pe baza viziunii tripartite, așa cum ați precizat, valori, scop, normă și, și mijloc. Într-un registru teoretic și metodologic menit să susțină efortul de reîntemeiere, redefinire, reconceptualizare a valorilor pedagogice în învățământul privat primar, așa cum postulează doctoranda, pentru a obține performanțe superioare în pregătirea școlară și socială a subiecțiilor educaționale prin activități valorice de tip integrator, autoarea, remarcăm, își asumă un studiu comparativ de pionerat în știința pedagogică, pe baza câmpului vast de natură problematologică în raport cu pedagogia valorilor. Dimensiunea implicativă a doctorandei aici stă tocmai reliefată, pentru că se degajă din intenția și din necesitatea unui studiu relevant, care să permită corelarea elementelor de referință și determinarea reperilor de aplicare a valorilor pedagogice pe dimensiunea învățământului privat prin joncțiune epistemologică, analitico-sintetică, inductiv-productivă, evolutivă, hermeneutică, euristică, comparativă și creativă. Această competență pe care i-am zis transversală, a ști să cauți, raportată la idealul personalității integrale ca plus valoare pedagogică, ancorată apoi de către doctorandă moral, intelectual, tehnologic, domeniilor teleologie, axiologie și praxeologie, suplinește golul existent la ora actuală în cadrul normativ și în registrul metodologic al cercetărilor axate pe regimul formării și dezvoltării de competențe, coercibilă formulei pragmatice și creative a finalității curriculare majore, a găsi ceea ce cauți. De aceea am și întrebat. Prin integrarea procesului de înțelegere, puterea de judecată, spiritul de independență, logica gândirii, înțelegerea corectă a relațiilor dintre elemente, volumul și precizarea cunoștințelor, capacitatea de exprimare a ideilor, prin comparațiile pe care le faceți, ca una dintre principalele metode de înțelegere a realității, extrapolarea ideilor, ca direcție fundamentală de gândire și de acțiune a elevului. Ideogenia doamnei Violeta Brăguță vizează depășirea critică a valorilor aflate la baza pedagogiei actuale și interesul sporit în postmodernitate pentru sistemele educaționale care valorizează practici recunoscute de, și asta mi-a plăcut în mod deosebit, de a ieși
din schematismul proiectărilor pedagogice disciplinare și intradisciplinare și de a integra conținuturile instruirii în spațiul predominant formativ al conceptelor inter, pluri, trans, al devenirii personalității de pline, armonioase, așa cum bine notați acolo. Noi notăm în context preocuparea curajoasă a autoarei de ordin epistemic, care e centrată pe un segment, ziceam, de cercetare complex, uneori dificultos, se află la confluența a câtorva domenii reprezentative. Aici vedem fluctuația acestora, filozofia, axiologia și pedagogia valorilor, științele educației, pragmatica axiologică de tip curricular, implicate normativ în învățământul general privat de Republica Moldova și în România. Despre model s-a vorbit, am și eu să spun ceva aici, dar las să citiți dumneavoastră ca să aveți o revelație ulterior. Zic în cele ce urmează, în circumstanța situațiilor problemă de natură complexă, autentică și diferențiată, cu distribuirea resurselor de organizare și aplicare didactică și mai ales cu deschidere spre libertatea și responsabilitatea acțiunilor, argumentelor, invențiilor și a reflecțiilor, elevul, dar și profesorul din învățământul general privat este solicitat în optica doamnei Brăguță Violeta să participe la analiza și la dezvoltarea situațiilor de învățare, la integrarea situațiilor în dinamica experienței proprii, la explorarea cunoașterii obținute și la proiectarea viitorului cu inițiative din prezent. Asta am identificat. Apropo, conex cu întrebarea doamnei, doctor Magnibe. Da. În acest context, doctoranda raționează hotărât, în opinia noastră, din perspectivă științifică, nevoie de înnoire teoretică și metodologică, în parte de conceptualizare inovativă, redefinire chiar a tehnologiei promovării valorilor pedagogice în învățământul privat, primar, specific competenței elevului de a ști să caute într-un randament de pertinență optimă. Asta am analizat și asta am dedus după exprețarea modelului și a tehnologiei, având în vedere asemenea stări, de fapt, un model al valorilor pedagogice viabil pentru dezvoltarea competenței respective, oferă, prin regimul variabilelor dependente și a domeniilor de formare, o înțelegere semnificativă, petulantă, corectă și adecvată, a viziunii integrate asupra învățării, informarea, dezvoltarea competenței de a ști să cauți, oferă soluții prin activități de învățare, în care elevul e motivat să se lanseze voluntar dacă îi trezește interes activitatea nucleu de la care va porni formularea adecvată a subiectelor de investigație. Arborele verbal, traseul descoperirii, cartea exprimării pozitive, listele vii, tehnica acțiunii sigure, tehnica inventării și raportării la realitate. E de altfel un specific al didacticii moderne, prin care autoria pune elevul în rol de subiect al cunoașterii și acțiunii, apelând la valorile educaționale gândirii critice. Deducem în context că doctoranda se servește de evidența științifică a formării personalității prin vivificarea valorilor pedagogice ca practici educaționale de referință, odată, ca strategii didactice, a doua oară, și ca produs al învățării curriculare, a treia oară, dar și ca ostensil, am văzut, imanent, exercițiilor de aplicare a paradigmei personalității integrale, a ideii libertății în context postmodern și a legăturii procesului educațional cu realitatea. A pune elevul în realitate, cu realitate și raportat la realitate. Trec peste câteva constatări, aprecieri de tip epistemologic și teleologic, în care am determinat că viziunea e eruditisimă a autoarei despre abordarea învățământului privat, principiile de politică a educației, am văzut principiile fundamentale ale educației, paradigma pedagogiei integrative a proiectării și funcționării curriculare la nivel global și deschis, despre activitatea educațională, valență pedagogică, utilitate formativă, vector atitudinal al valorilor implicate în zona învățământului privat, toate acestea devin expresii surmontabile în viziunea noastră ale motivației intrinseci în aria învățării axiologice pentru univocitatea studiului axat pe privilegiul achiziționării competenței, a ști să cauți, și anume soluții optime, idei, judecăți, opinii, obiecte, lucruri, cărți, a ști să cauți chiar în interiorul tău. M-am dus și mai departe și am văzut lipsa aici, a ști să cauți în rațiunea ta, în mintea ta, și am zis că lipsește cumva, a ști să cauți în sufletul tău. Dimensiunea atitudinală, asta aici ați putea să extindeți, că e actual, e extrem de actual, lipsește atitudinea. Lipsește emoția. De cele mai multe ori, zona aceasta a competenței induce cumva ideea robotizării și uităm cumva de suflet. Dar asta nu a fost în vizor obiectivul dumneavoastră, perește, o să dezvoltați ulterior, bineînțeles.
Ceea ce ni se propune în consecutate discursul științific, o să citească doctoranda, vor fi probe pentru experția NACEC-ului. Zicem în continuare că o arhitectură curriculară integratoare a competenței, a ști să cauți, va fi întotdeauna în accepțiunea cercetătoarei Violeta Brăguță, fundamentată pe specificul activităților interactive, structurate în manieră integralității implicațiilor pedagogice, organizate diligent, pe axa acțională curriculară, și asta mi-a plăcut. A căutat în memorie, a căutat în diverse surse, a căutat în reflecția proprie, a căutat în relația cu cineva, a căutat în realitatea înconjurătoare și a căutat în registrul tău cognitiv. Considerațiile doctorandei asupra studiului teoretic experimental al modelelor de tip transdisciplinar, inerente referințelor și inferențelor valorilor pedagogice despre care vorbește convingător doctoranda în spațiul învățământului privat, necesită stabilirea unei tipologii actualizate a fenomenului educațional, a integralității curriculare a lui a ști să cauți, ceea ce ați remarcat și dumneavoastră cu prisosință, doamna doctor Barbă Neagră. Acesta este abordat și validat drept adevăr ca proces de învățare în sine pentru fundamentarea caracterului, personalității elevului, surprinse corect și ilustrativ în figura 3.3, spirala ASCC, a ști să cauți, și experimentate, ziceam, inteligent, recursiv, cu rezultativitate judicioasă în varietatea probelor aplicative. Ajung, cum zicea domnul profesor Criste, aproape de concluzii, vă rog să mă mai suportați un pic, specificând aria de cercetare și acceptând un instrument de analiză viabilă. Concluzionăm că autoarea reușește să determine o problemă importantă pentru practica învățământului privat, dar și public, în Republica Moldova și România, pe linia procesului evolutiv al semnificațiilor valorice și al marcajului experimental al valorilor pedagogice. Autoarea propune soluții probante și probate la neconcordanța aceasta dintre existența unei multidimensionalități a raportului valoare domeniul pedagogic și aspecte funcționale, ce consemnează valoarea pedagogică în ipostaza ei depurtătoare a formării cognitiv-afective a elevului de învățământul privat, dar și public, zicem noi. Raționale și ilustrative pentru domeniul cercetat se profilează cele 5 concluzii ample, care sumarizează tabloul ideații științifice și cele 4 recomandări, mie mi-au plăcut, le-am văzut motivaționale și destul de raționale și chiar fezabile. Adică real de făcut, în planul deschiderii actualei cercetări către modelul valorilor pedagogice precizat în A. Profilul funcțional valoric al instituției de învățământ privat, element de noutate absolută. 2. B. Instrumentarul pedagogic pentru amplificarea valorilor elevului și C. Microsistemul regulilor comportamentale ale elevilor, bazat pe coordonatele plus valori, a ști să caut și ghidul acesta metodologic și vă doresc curaj să faceți, să scrieți. Asta e încât comunitatea educațională să mai beneficieze de o valoare pe care o să o produceți tot dumneavoastră. Rezumatul tezei de doctor în știința educației, doctorand de Violeta Brăguță, corespunde conținutului tezei, rigorilor prescrise de către ANACEC. Rezultatele investigațiilor au fost reflectate într-un număr suficient de publicații. Determinăm că atât rezumatul, cât și teza, corespund cerințelor privind asigurarea bibliografică, aspectul grafic, sunt logic concepute, stilul exprimat clar și coerent. Apreciem acest produs științific și în aspect teoretic și praxeologic pe care l-a elaborat doamna Violeta Brăguță și l-a condus de săvârșit domnul doctor Victor Țircun. Și iată, din perspectiva argumentelor pe care le-am prezentat mai sus, în raport cu fundamentarea teoretică odată și cu ideația reflexivă de două ori, cu reușita configurării tabloului științific general, dar și punctual, a treia oară considerăm că autoarea a realizat o teză meritoasă la specialitatea 531-01, Teorie Generală a Educației, și recomandăm să-i se confere titlul științific de doctor în științe ale educației. Sper că nu v-am plictisit. Sunt mai multe idei aici, o să citiți cu mare drag. Am trăit câteva revelații succesive, dacă vreți, citind în mai multe puncte. Dar am discutat și privat și v-am lăudat pentru această valoare. Acum, stimați colegi, o să mă apropii de, ca să mă audă și domnul profesor Cristea. Stimați membri ai Comisiei, onorată prezență, în calitate de președinte al Comisiei, trebuie să, și asta am făcut pe parcurs, mi-am notat ideile pe care membrii Comisiei le-au prezentat aici și în plan așa sumarizator, din rapoartele prezentate în ședință, constatăm că s-a apreciat că autoarea a reușit cercetarea în câteva aspecte esențiale. 1. Autoarea a reușit în primul să abordeze constructiv problematica tezei din perspectiva unor factori de noutate științifică. Toți membrii Comisiei de Expertizare au vizat lucrul acesta. S-au referit în special la viziunea tripartită a valorilor pedagogice, la model
la tehnologia valorilor pedagogice, la plus valoarea lui a ști să cauți. 2. Autoarea a reușit să repereze teza pe o selecție riguroasă a concepțiilor epistemologice și să le circunscrie domeniului praxeologic în cadrul experimentului pedagogic. 3. Autoarea reușește, în egală măsură, să italeze logic propria viziune și să o argumenteze printr-un ansamblu concludent de date, de fapte, argumente și contraargumente, pentru că în spațiul lucrării identificăm și un stil dialectic al lucrării, de a prezenta idei și de a polemiza pe alocuri cu anumite idei, cu anumite concepții, cu anumite autori. Autoarea reușește, în direcția 4, să prefigureze deschidere de perspectivă ale cercetării. Ați vorbit cu toții astăzi, am vorbit cu toții despre aceste deschideri, despre aceste necesități de transfer valoric din spațiul învățământului privat în conexiune cu învățământul public, prin formularea recomandărilor concludente în acest context. Formulez în ultima instanță că toți membrii Comisiei de Deschidere Publică au specificat, au determinat, au formulat propunerea de a conferi doamnei pretendente, Brăduță Violeta, titlul de doctor în științe ale educației. O să vă pun într-o dificultate în cele ce urmează. Vă rog să, pentru că trebuie să ajungem, am ajuns la etapa când trebuie să parcurgem formularul de evaluare, dar aici participă exclusiv membrii Comisiei. Vă rugăm, onorată asistență, stimată doamnă pretendentă, vă rog să-mi permiteți în continuare să citesc decizia Comisiei de Sustenere Publică din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău cu privire la teza de doctorat a doamnei Brăguță Violeta cu tema Valori pedagogice ale învățământului privat în Republica Moldova și România, studiu comparativ, înaintată spre susținere publică pentru conferirea titlului științific de doctor în științele educației la specialitatea 5.3.1.0.1, Teoria Generală a Educației, conform raportului prezentat de subsemnatul Adrian Ghicov în calitate de președinte și conform aprecierilor pozitive ale referenților oficiali doamna Alexandra Barbăneagră, doctor conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, doamna Relia Pogolșa, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Științe ale Educației Chișinău, domnul Sorin Cristea, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea din București, Comisia de Susținere Publică decide, în primul rând, apreciază favorabil corectitudinea formulării problemei, determinarea actualității temei, fundamentării științifice și praxeologice, noutatea și originalitatea științifică. În aceeași ordine de idei, Comisia apreciază rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante pe care o formulează doctoranta, nu mai dau citire aici, apreciază semnificația teoretică, apreciază valoarea aplicativă și implementarea rezultatelor științifice. În context, Comisia hotărăște. 1. Teza doamnei Brăguță Violeta, înaintată spre susținere publică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, iar autoarea merită conferirea titlului științific de doctor în științele educației la specialitatea 5.3.1.0.1, Teoria Generală a Educației. 2. Comisia de doctorat intervine către Senatul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, cu rugămintea de a aproba prezenta hotărârea Comisiei de doctorat, privind conferirea titlului științific de doctor în științele educației și transmiterea acesteia spre confirmare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova. Și 3. A atribui tezei de doctorat a doamnei Brăguță Violeta cu tema Valori pedagogice ale învățământului privat în Republica Moldova și România, studiu comparativ, calificativul foarte bine. Semnează membrii Comisiei și confirmă președintele Comisiei de Doctorat, subsemnatul. Felicitări în numele întregii comisii și acum dacă aveți ceva să spuneți. Dacă aveți. Se oferă cuvântul și posibilitate, da, se oferă cuvântul și posibilitate conform regulamentului. Da. Într-o asemenea zi în care am vorbit despre valori, aș vrea să rămân tot în aceeași zonă și să aduc profunde mulțumiri tuturor pentru disponibilitate și interes acordat acestui moment. Mă simt privilegiată și norocoasă că am putut să fiu susținută, coordonată și evaluată de elita științifică din Republica Moldova și din România. Să acord mulțumiri familiei pentru susținere. Profunde mulțumiri, mulțumiri, aprecieri și recunoștințe îi le acord și domnului profesor Țvircun.
tot demersul ăsta al meu pentru modul în care aș știu să mă motiveze constructiv, să-mi extind aceste abilități de cercetător, pentru faptul că acceptat tema tezei și m-am poziționat să mă autodepășesc, este meritul dânsului în tot ce trăiesc și sunt astăzi. Domnule președinte, profesorul doctor, abilitat Nicova Adrian, îi aduc cordiale aprecieri și mulțumiri pentru modul de organizare a acestui proces final și un sprijin metodologic constant în acest demers nobil. Deosebite mulțumiri îi ofer și doamnei profesor cu abilitate în pedagogie, Popor și Alilia, pentru analiza complexă și obiectivă asupra tezei mele, dar și avizul pozitiv acordat. Mulțumesc mult de tot. Doamne rector, doctor, conferențiar Barboneagă Alexandra, pentru îndrumările științifice și sprijinul administrativ, precum și pentru referatul de analiză pozitiv. Domnul profesor, doctor habilitat Cristea Sorin, care, din păcate, nu este astăzi fizic alături de noi, ia loc în mod aparte mulțumiri profunde pentru sprijinul teoretic asupra tezii și pentru faptul că mi-a fost alături pe tot parcursul evoluției mele ca profesor. Întregii comisii de îndrumare, în care face parte și doamna profesor habilitat în pedagogie, Calo Tatiana, care este un profesor de mare calitate științifică, la fel și doamnei Larisa Cuznețov. Tuturor profesorilor care au acordat timp și interes analizei tezei și aprecieri prin avizele pozitive expuse, doamnei Angela Cara, domnului Vicol, doamnei Petrenco, sper că n-am mai omis pe nimeni. Și nu în cele din urmă, școlii doctorale din cadrul Universității Umbreagă pentru șansa pe care mi-a acordat-o de a fi doctorantă și de a încheia onorabil acest proces. Închei cu promisiunea de a continua acest demers și aceste cercetări și să aduc un aport formativ considerabil în științele educației. Mulțumim! Felicitări din partea noastră, da? Pentru acest efort care cred că a meritat până la sfârșit să se încununeze cu acest titlu științific de doctor în științe al educației. Dacă cineva din sală dorește să vorbească, dacă nu, atunci, în calitate de președinte, mi se epuizează funcția și sunt obligat să închid ședința de astăzi. Să vă mulțumesc tuturor pentru participare.